Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni aici pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și să le sfinești într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciune. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Maică binecuvântați. Maică, Doamne, binecuvântați. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Bună seara! Vă spunem bun venit la această conferință organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români din București. Avem în această seară prilejul și bucuria să ne fie alături de maica Silvana Vlad, care îi spunem bun venit și mulțumim pentru prezență. Tema conferinței din această seară este despre percepția binelui și a răului și se va desfășura, după cum sunteți deja obișnuiți, vom asculta cuvântul magii, după care sunteți invitați să adresați întrebări. Vă amintesc că pe perioada desfășurării conferinței nu sunt permise înregistrarea și prima. Acum îi dau cuvântul magii. Mulțumesc! Da, cred că... Poți să mai arătați când stau jos, că văd că sunt destul de cocoțat încât să vă văd și să mă vedeți. De obicei, eu pornesc de la cuvintele din titlul care mi se oferă și mă gândesc la fiecare cuvânt și împărtășesc cu dumneavoastră înțelesurile cuvântului respectiv, apoi să construim împreună un înțeles al temei. O să sar peste cuvântul despre și o să mă opresc la cuvântul percepție și o să vă rog să ascultați împreună cu mine ceva despre percepție, care să vă lămurească cât de cât și după aceea, dacă mai avem ceva de sus, bine. Dacă nu, dăm slavă lui Dumnezeu și încheiem această experiență care va fi singur, repede. Vă luăm de la capăt, cred că mulți ați recunoscut povestea, dar... Deci că mergeam pe drum așa într-o seară, era lună, așa toamna, și mă ajunge din urmă și trece pe lângă mine un cerc. Un cerc. O tuturică mare de fier, care mergea singur pe linie. Mă uit, bă, cine l-o fi aruncat? Mă uit în urmă, nimeni. Și pe urmă cine să arunce? Că era mare, era greu, era ca o șină de roată de car. Mă uit înainte, cercul mergea singur, repede, repede, repede și făcea praf. Tocmai atunci vine de la deala lui Calotă. Bă-l văzuși? Îl întreb. Îl văzui. Și începe să-și facă cruci. Bă, de la cine o fi scăpat, mă? Cine are butie așa de mare? Spun, plecă ăsta, îi se vărsă lui Putina. Îl cam speriasă Dragovenia, se cam îngălbenise ăsta lui Calot. Cum stăm noi așa de vorbă, vine și Grigore de la deal. Nu-l văzuși? Nu-l văzui. Ce se văd? Cercul. Care cerc? Și alu Calot se pleacă și arată jos. Păi uite-mă, lăsați-o urmă ca de roată de car. E, pe dreacu, pe câte care nu trec pe drum vara, a? Cum stăm noi așa toți trei de vorbă, auzim, ca cum ar face o vuvă mare și vedem nori de praf. Cercul ăsta, din trei pe lângă care trecea, doi îl vedeau și unul nu. Doi îl vedeau și unul nu. Și auzim, vedem nori de praf. Păi
vine, se întoarce. Se întorcea cercul de la deal. Se cam roșise soțele de alergătură de atâta inspecție prin comuna Bulzești. M-am dus lângă Grigorie. Bacul, vezi? Ce să vede? Cercul. Care cerc? Ăsta, mă, care trece pe lângă noi acum, tu n-auzi, cutremură pământul, dudu-i, scoate praf. Ia. Nu e bun nimic, mă. Nu văd nimic, n-aud nimic. M-am dat mai aproape. Să fi zis că e luată de cabriolet, nu că n-avea spițe și prea strălucea. Era ca o... ca o șină de roată de car. Nu, era ca o aureolă de sfânt. Ca și cum capul unui sfânt s-ar rostogoli prin țărână și aureola lui îl îmbracă în strălucire și îl ține. De câte ori s-a atingea de o piatră, săreau scântei. M-am dat mai aproape să-i simt danful. Mirosea arotund perfect. Mirosea geometrie, a spumă de geometrie, a esența esențelor, ce mai. Aproape că mi-au dat lacrimile de atâta cinste și minune. Bă, mergea pe drumul plin de glod al satului tui, mama măsii, parcă ar firmez pe lună, nici măcar nu-l atingea. M-am dus la Grigore, care scotea pământul din unghii cu închibrit. Bă, acum vezi? Ce să văd? Cercul. Care cerc? Atunci du-te, bă, du-te, bă, unde plecași, că eu n-am ce să mai discut cu ăștia care nu văd decât ce le spune muierea, ce le arată muierea. Și zic la lucrurile, hai, mă, noroc cu tine, că fusă și acea, minter ne povestea cercul ce orbeți sunt în satul ăsta. Povestea asta cu cercul înroșit, venit în vizită, a circulat mult la noi. Din gură în gură. Nici al doilea război mondial n-a șters-o. Abia după aia, odată cu evenimentele, a trecut pe planul 2 și au câștigat ăia de nu-l văzuseră. Cam așa e cu percepția. Unii văd, alții nu văd. Unii văd și se miră, alții văd și nu se miră. Această poezie a lui Marin Țărescu, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, și atât de minunat recitată de maestrul, pe care cred că-l cunoașteți toți, m-a scuduit când am ascultat-o, când am citit-o prima dată și am plâns, atunci am plâns de mila celor care vedeau cercul. Era pe vremea când încă erau la putere cei care nu văzuseră cercul. Apoi, acum când mai plâng, plâng de mila celor care nu văd. Pentru că între timp am descoperit că nu sunt vinovați, sunt bolnavi. Și atunci descoperim un lucru fundamental. Suntem bolnavi. Omul este bolnav și organul afectat de boala lui este cunoașterea. Adică puterea care e bolnavă este puterea de a cunoaște. Și cunoașterea are un capăt în percepție și unul în înțelegere. Un capăt în simțire și un capăt în înțelegere, în minte. Nu există la om percepție fără minte, fără contribuția minții și nu există lucrarea minții coborâtă spre puterile și nevoile sufletului și ale trupului, care să nu se folosească de percepție. Mie îmi pare rău că nu am competența și nu vreau să vă obosesc să vă descriu
suferința minții omenești și în ce costă boala percepției. Dar nici nu pot să nu zic nimic, altfel nu putem înțelege binele și răul și vom avea despre el o percepție doar dintr-un capăt al minții noastre bolnave, care după ce că e bolnavă, dacă mai merge și într-un picior, vă dați seama ce dezastru iese. De aceea viața noastră este un dezastru de multe ori. Slavă Domnului că viața nu e doar ceea ce percepem și gândim. Deci percepția este lucrarea simțurilor care intră în contact cu realitatea, cu un obiect. Iată, eu am aici o cruce și obiectul acesta din mâna mea mi se face cunoscut prin senzațiile pe care le am în contact cu el, cu adevărul. Asta e adevărul. Obiectul care este în fața mea este adevărul și eu mă împărtășesc și particip la existența adevărului prin perceperea lui. Dar ce pleacă? Dacă ne uităm la știință, învățăm la știință sau neuroștiință sau la știința de la școală, nu știu ce se mai preda acum, dar când ne uităm ce spun specialiștii despre acest act de cunoaștere, aflăm că, de fapt, simțurile percep niște însușiri ale obiectelor, o culoare, asprime, sunet, întuneric, lumină, deci niște însușiri ale obiectului pe care le transmite mai departe ca să capete înțeles. Și înțelesul dă mintea. Mintea care înțelege și pune un nume acestui obiect. Când omul a fost făcut de Dumnezeu, el punea nume realităților și Dumnezeu zicea așa le cheamă. Așa le cheamă. Și el le chema pe nume. Când chem pe nume o existență, fie ea neînsuflețită sau însuflețită, particip la prezența acelei existențe, particip la prezența acelei realități. Prin cădere s-a întâmplat o nenorocire. Percepția și numirea obiectelor nu mai ajunge până la mintea luminată de Dumnezeu, ci își face o reprezentare, își face o imagine și spune asta este masa. Masa pe care o vedem noi este de fapt o imagine din mintea mea pe care eu o aplic pe obiectul din fața mea. Cădem cu toții de acord că asta e o masă, pentru că sunt convenții și lucrări ale minții care ne fac să cădem de acord în unele lucruri. Dacă e vorba de masă, suntem în armonie. Când trecem la cei pe masă și ce mâncăm, s-ar putea să nu ne mai înțelegem atât de bine, având percepții diferite despre cei mai buni de mâncare de seară. Această zonă a minții în care se adună icoanele, imaginele, obiectelor, se numește imaginație sau fantezie. Acolo păstrăm aceste forme care sunt în simțuri, când eu simt și percep și știu că asta este un pahar, forma din mintea mea oferită de senzație de percepție este legată de obiect. Și eu când mă uit la pahar, mă sunt în contact cu obiect. Când s-a fixat în mintea mea, în imaginație, eu pot să am amintirea paharului fără pahar. Deci aceste imagini ale obiectelor din imaginarul meu pot fi folosite, aduse la existență, să le aduc în minte atunci când am nevoie și când nu, și pot să le unesc între ele și să fac lucruri noi. Aceasta este dimensiunea creatoare a imaginației și lumea ar fi foarte săracă dacă n-am avea această posibilitate. Doar că se întâmplă o nenorocire. Și anume, noi confundăm imaginea din imaginație cu realitatea. De ce? Pentru că acea imagine este despărțită de lucru, dar nu este despărțită de simț. Adică, eu simt o mare plăcere când beau din paharul ăsta. Să zicem că e un vin bun. Plăcerea este dată și născută din senzațiile pe care le am. Dacă nu duc paharul la gură și nu gust vinul, nu am senzația și nu am percepția vinului și nici nu simt plăcere. Când nu am în față paharul de vin, cu vin, nu de vin, cu vin, și l-am doar în capul meu,
nu este vinul nu în fața mea, dar plăcerea, dorința și plăcerea pe care mi-o face vinul rămâne legată de imagine. Și atunci, nu imagine sunt vinovate, ci această încărcătură, această semnificație, aceste amintiri ale senzațiilor pe care rămân legate de obiectul din imaginație. Și aici se întâmplă că foarte mulți dintre noi folosim mintea în felul ăsta. Adică ne formăm imagini și le prelucrăm cât mai creativ posibil și interpretăm realitatea așa cum ne dictează aceste imagini. Cum spun unii specialiști din zilele astea în ale creierului, spun că fiecare cap are harta lui. Deci în capul meu există o harta realității și în capul fiecăruia dintre dumneavoastră câte altă harta. Și cât suntem aici, tot atâtea hărți. Și atunci să nu ne mai mirăm că vorbim împreună și ne înțelegem separat. Eu nu mă mai mir când cineva spune, așa a zis Maica Siloana. Și mie îmi stă mintea în loc, pentru că eu n-am zis așa. Dar așa s-a lipit pe partea respectivă. Acolo a intrat în... Și aceasta este tragedia comunicării. Asta e boala comunicării. Deci vorbim, dar dacă unul ar fi căzut, ar fi fost toată lumea cu aceeași hartă? Nu. Nu. Doar că harta n-ar fi mai fost ca mijloc de a te birui pe tine, de a-ți impune punctul meu de vedere, ci a fost o cale de a mă uimi de ce-i în capul tău și tu să te uimești de ce-i în capul meu. Și ne putem uimi în veci. Nici nu trebuie să faci nimic decât să te uiți la harta celuilalt și să îl lași să te împărtășească. Ia gândiți-vă când Nichita Sănescu zicea, prietene, cum e albastru tău? Păi când tu împărtășesc cum e albastru meu și tu îmi împărtășești cum e albastru tău, ce-ți mai trebuie? Dar dacă nu umblăm la adâncul acela de semnificație albastrului și zicem, albastrul meu este ăsta, sintetic, da? Și albastrul meu e spirit. Beau și spirit dacă n-am vodka. Atunci, sigur că ne înțelegem separat. Așa că este boala percepției și se întâmplă lucruri pe care dumneavoastră le recunoașteți, dar eu tot am să apelez la un mai am aici la o minune, la o minte luminată care ne arată ce se întâmplă când percepția noastră este bolnavă. Pe care recunoașteți imediat. Omul, bunoară, de par exemplu, dintr-un nu știu ce, oriceva, deci nu din nimic. Da? Deci deja am... Deci dintr-un nu știu ce, oriceva, cum e nefricos. De curiozitate, intră la o idee. A intrat la o idee, fantaxia e gata. E, după aia, din fantaxie cade în ipocondrie. Pe urmă firește și nimica mișcă. Deci noi locuim, dacă locuim puțin ipocondria cu activarea poftei, care se poate activa și hrăni cu imagini din mintea mea, de care sunt agățate simțurile, deci eu mie pot să-mi asigură apă, pot să ajung la trăiri foarte intense și să transpir și să fac o mulțime de lucruri, fără ca obiectul care de obicei îmi produce lucrul ăsta să fie acolo. Este doar în fantaxie, fantaxie gata. Și acum am ajuns atât de creativ încât luăm obiectele din fantezie și le scoatem afară și zicem eu, uite, lucru real, asta e realitate. Da? Te văd eu pe ecran, așa este. Uite, maică, vă spun cum stau lucrurile, de unde știe maică? Am văzut la televizor. Păi sigur că știe cum e realitatea, pentru că a văzut-o la televizor. Deci aceasta și nu e o realitate artistică în care vorbește despre albastru tău, ci o realitate care te smulge din contactul viu cu obiectul și cu viața ta și cu oamenii vii din viața ta și te proiectează în imaginar, în fantaxie, în această... Și nu mai avem pe unde să scăpăm. Gândiți-vă că nu poți să deschizi ochii, să nu țâșnească produsele imaginare peste noi care ne fac să ne credem valoroși dacă bem apă dornă. Vai de capul celor care beau borsec. Da, s-a descoperit acum că lângă izvorul de la borsec există o sursă poluată care strică borsecul. Și pe lumea toată alergă și bea, nu doar, bea apa pe care reclamă că arată că te face om. Dacă îți dai cu parfumul ăsta,
toate femeile vorbește. Am văzut odată reclamă cu un domn bine, serios și cu o slujbă înaltă, că urca scări multe ca să ajungă la locul de muncă și cu diplomat, așa. Mergea foarte serios și toate femeile care coborau, că știți, femeia coboară, așa? Se opreau amețite și se întorceau, stânteau la el și erau îndăduse cu un after, nu la după, nu știu ce, deci un după când vă bărbieriți și vă ungeți cu niște chestii de femeile fug de mânâncă pământul dacă sănătoasă la nas. Asta e tot din percepție. Că eu am ajuns să cred că sunt frumos și interesant dacă miros frumos, da? Și la început sunt sigură că mirosul acela a făcut rău și celui care se parfumează. Dar știți cum e omul? Se obișnuiește. Rău cu rău, dacă mai rău fără rău. Da? Sunt oameni care se obișnuiesc cu mirosul de mucegaie, cu mirosul de mizerie. Chiar și cu mirosul ucigător de parfumuri de-astea. Deci asta e boala percepției. Pornind de la această, ce adună percepția ca să cunosc eu realitatea, eu pot să definesc binele și rău. Bine, va zice Domnul, acela este când femeile întorc capul după tine. Indiferent ce gândesc și dacă se opresc sau nu. Că zicea odată un personaj destul de cunoscut că era înjurat de multă lume, după ce fusese lăudat și... Era înjurat de multă lume și el a zis, știți ce, mie nu-mi pasă. Că mă jurați sau mă admirați, important este să nu treacă zi în care să nu vă gândiți la mine. Pentru că trebuie să fie important. Am nevoie să fie important și iată, bine este când reușesc să găsesc o strategie ca să fiu văzut, ca să fiu prețuit, ca să fiu apreciat. Acesta este binele. Mai oamenii mai serioși definesc binele la nivelul ăsta. Bine, e ce îmi place mie. Deci asta e bine. Îmi place, e bine. E bun. Nu-mi place, e rău. Nu-i bun. Caca, zice copilul, îi zice maică-sa și copilul. Și lui îi place spanacul pentru că nu are încă creierul care să deguste o asemenea minune culinară, nu? Dar mama nu spune, lasă mamă, când ai să te faci mare să vezi că o să-ți placă. Nu, nu spune. Și îl lasă să creadă că e caca. Hey. Foarte mult plecăm de acasă cu o percepție și o concepție despre viață, gata făcut. Ata bun, ata nu bun. Și din stat, zici, nu-i bun, n-am apucat. La mine în sat erau foarte mulți oameni înțelepți, din aia care găteau cercul. Dar aveau o limită, apucatul. Și ziceam, mamă, nu, noi așa am apucat. Ferească Dumnezeu să o apuce pe altă parte, că nu, n-a. E și asta, este un respect al tradiției. Poți să fii ortodox, nu în sensul de credincios în biserica ortodoxă, ci ortodox să rămâi în dreapta credință. Că fiecare dogma, că fiecare confesiune, fiecare credință are ortodox și protestant și liberal și așa mai departe. Deci poți să fii, dar poate să fie dintr-o apucătură. Este tot o boală a minții. Eu nu trec de limita la care m-am așezat prin învățare. Eu mi-am format niște imagini acolo și în funcție de ele judec binele și rău. Mi-am păstrat capacitatea judecății, mi-am păstrat capacitatea evaluării, doar că am alte criterii. Am niște criterii care sunt date fixate. Din cauza asta, noi umblăm ca niște somnambuli de multe ori, ca niște morți. Pentru că această cunoaștere prin aplicarea imaginii este cunoașterea care etichetează. După ce ai terminat cu aventura aceea fantastică în care cunoști lumea, lovindu-te de scaun, păi știți cum se formează imaginea de scaun în capul unui copil? Cu sute de cucuie, cu indignări, cu satisfacție, cu bucurie. Pentru el a început ceva tare încă în cap, după aceea ceva care turtește nasul, după aceea ceva care te ridică deasupra celorlalți și așa mai departe. Și toate acestea încet, încet se adună și se formează scaun. Până atunci el pipăie, bagă în gură, gustă să vadă ce e, după aceea întreabă asta ce-i și când s-a format imaginea scaunului, zice, e scaun. Asta nu face nimic. Dar dacă întreabă cine-i cu tare, nenă. Nenă. S-a terminat. Poate să te cheme Ion, Vasile, Gheorghe, să fii director, sau să fii... Ești nenă. Deci pentru el s-a etichetat numai. Și noi mergem prin viață de multe ori cu eticheta la noi. Am aflat cum o cheamă?
Am aflat ce studiare, am aflat ce oferte, nu? Care pentru binele pe care îl caut eu. Gata, i-am pus eticheta și o privesc sau îl privesc prin această prismă. A încetat să mai corespundă cu eticheta, cumpăr altul. Sau îmi iau altul. Aceasta este tragedia omului la acest nivel. Dacă noi ne-am scoate din cap etichetele, și ce s-ar întâmpla? Am devenit sfinți. Deci, în duhovnicirea și sfințirea este curățirea de patii, curățirea de privire a lucrului ca fiind un lucru care îmi trebuie, nu trebuie, îmi place, nu-mi place. Lucrurile sunt bunuri. Și aici o să mă apropii de o altă definiție a binelui. Lucrurile toate sunt bune. Pentru că sunt făcute de, chiar dacă sunt făcute de om, sunt făcute din lumea făcută de Dumnezeu și El a zis bun e foarte, tot ce a făcut El era bun foarte. Biserica noastră ne învață că binele este Dumnezeu și conform revelației bun este numai Dumnezeu și acesta este bine, bun, binele și bun în modul absolut. Un al doilea bine este binele relativ și bunătatea relativă care este creația. Toată creația este bună, foarte, dar dependentă și relativă în comparație cu și în relația cu Creatorul, care este binele absolut, e binele care este Creator. Eu ajung să mă apropii de bine în momentul în care mă prind că nu sunt Dumnezeu. Aici a început existența. Deci aici începe binele pentru mine. Că nu sunt eu Dumnezeu, n-am făcut eu lumea și că nu sunt stăpânul acestei lumi, decât ca administrator, așa numit de Dumnezeu. Unde e rău în aceste condiții? Dacă tot ce a făcut Dumnezeu e bun, cine a făcut rău? Răul nu este făcut. Răul nu există. Știu că o să spuneți, dar mă doare, dar mă ciupește, dar mă dat afară, dar m-a omorât mama, dar câte nu ne-a făcut nouă răul, nu? Câte nu ne-a... Dar răul nu există. Nu are ipostas, nu există. Este o boală a binelui relativ. Deci o boală a creației, a făpturii, o îmbolnăvire a creației. Păi cum putea să se îmbolnăvească un corcoduș? Nu putea. Nu putea, pentru că el e atât de bucuros să fie corcoduș. Și este o bucurie a copacilor. Știți că zice Sfânta Scriptură că ei aplaudă și țaltă și așa. Deci nu sunt metafore. Sunt simboluri, dar nu metafore, sunt realități. Deci răul nu putea să vină nici prin corcoduș, nici prin... Pentru că niciunei plante, niciunui animal nu îi trece prin ființă să se desparte de dătătorul de ființă. Niciunui calculator, să nu trece prin cap să se smolgă din priză și să se laude, iată, eu am energie și pot să mai lucrez pe mine 3 ore pentru că sunt mec sau bec sau cum se numesc, care țin mod, da? Așa, eu am butel sau fel, e bun și ăla, dar nu ține mult, îl țin în priză. E smeric, el depinde de energie. Deci această iluzie pe care ne producem noi, pentru că în clipa în care omul a călcat porunca, de fapt, ce a făcut? Ce s-a întâmplat cu el? S-a îmbolnăvit. Deci problema nu e că a călcat porunca și el a supărat pe Dumnezeu, că de-abia aștepta să vadă. A pus pomul acolo și să-l aștept să-l prind și să-l cotologesc și să-l alung în rai, da? Pentru că uite ce a făcut. Și apropo de alungarea din rai, eu aici sunt puțin mai la marginea exagerării ortodoxe decât la marginea exagerării protestante, care vorbește despre predestinație, eu mai degrabă înclin spre, da, să nu mă arde spre apocatastază. Dar nu în sensul că te bagă cu forța în rai, nu, că asta nu mai este restaurare. Deci, văzând în limite cineva o imagine foarte frumoasă, cred că era o reproducere după de-asta din cărți. Așa, ca o icoană, unde era căterea protopărinților și alungarea lor din rai.
Și erau sub pom, erau lângă pom, cu mărul în mână, cu mărul în gură, cu șarpele pe acolo, cu așa, vine Mântuitorul, vine Dumnezeu, îi vede și apoi îi dă afară din rai. Desenul arăta așa, de parcă ei doi de mână fugeau din rai și Domnul arăta după ei, nu plecați, o să vă fie rău acolo, o să vă doară, e curent, o să vă facă rău. Ei nu și nu. De ce? Pentru că probabil era nevoie să-și ceară iertare sau să priceapă, să realizeze ce au făcut. Deci căderea și călcarea poruncii a fost o îmbolnăvire. Nu? Că cine te iubește și spune nu mânca înghețată, că o să te doară în gât, nu vrea să fie criminal, să-ți ia plăcerea de a mânca înghețată, ci se gândește la gâtul tău, pentru că te cunoaște, cunoaște efectul răcelii pe gât și așa mai departe. Deci această îmbolnăvire a început acolo. Și noi privim aceasta ca pe o greșeală pe care Dumnezeu nu ne iartă decât dacă ne spovedim săptămânal, cu 3 zile de post înainte și să nu mâncăm după 2 săptămâni, ca să ne ierte. Și dacă ne îmbolnăvim de cancer, e pentru păcatele mele cele multe, le ispășesc. Păi mă, ce simplu ar fi, zaci 2-3 ani de cancer și te duci în rai, dar chiar așa? Da? Îți rupi picior și rar, mai rar și ceva și te duci în rai. Ce idee, problema fantaxiei gata, este incredibil. Ce poate omul să facă ca să nu se apuce de intrat în rai, care este bucuria de a fi cu Dumnezeu. Deschiderea energiei și către energia și lumina necreată a lui Dumnezeu, care nu vrea decât să mă bucur, nu vrea decât să fiu fericit și nu vrea decât să mi se dea gratis. Sunt oameni care cred că se dă pe bani, pentru că la intrarea în biserică, unde Dumnezeu se dă gratis, este un pangar cu cruciulițe și cu lumânări, unde trebuie neapărat să cumpere o lumânare. Nu te obligă nimeni, eu n-am văzut nicio doamnă de la pangar alergând după oameni, spunând dacă nu cumpere lumânări, s-a terminat. Mă rog, am văzut care spuneau, dacă nu e de la noi, nu sunt valabili. Asta am văzut. Și să știți că multe nu-s valabile, ați văzut, fac, cadă într-o parte, cadă în alta, mă rog. Da. Deci, această libertate a omului nu e de simță, nu-i pe bani, nimic nu-i pe bani. Totul este gratis, Dumnezeu ți se dă în mod gratuit. Deci noi credem că am greșit și avem o percepție despre păcat absolut greșită, crezând că este, l-am înfuriat pe Dumnezeu, l-am jignit pe Dumnezeu, l-am ofensat pe Dumnezeu. Păi vă dați seama, eu am stat departe de biserică și de Dumnezeu atâta timp cât am avut o asemenea percepție despre Dumnezeu, că nu puteam să mă închin, adică cineva care era la fel de ofuscat ca vecina, ca mama când se supăra pe mine, ca... Nu? Asta este boala percepției. Atunci ce se întâmplă acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Omul este vinovat, dar pentru că a ales să asculte sugestia vrăjmașului, în loc să aleagă să asculte porunca și să se trăiască sub lumina lui Dumnezeu. Dar după aceea ce s-a întâmplat, nu mai este vinovat. Căderea, stricarea firii nu mai este vinovăție. Sfântul Maxim al Crisitor ne învață foarte clar. Este un păcat al firii, care este pentru care nu suntem vinovați, nu suntem pentru că este conștiința păcatului voinței față de care suntem responsabili. Eu n-aș insista pe vinovăție, ci pe responsabilitate. Eu sunt responsabil când fac un lucru și Dumnezeu niciodată nu m-a lăsat fără indicații și fără sfaturi ce urmează dacă fac un lucru. Nu mă amenință că o să mor, ci îmi spune, o să mor. Da? Mă anunță că dacă fac asta, o să mor, dar nu mă oprește. Da? Și da. Rezolvând problema vinovăției și a păcatului ca boală, ce mai rămâne din rău? Deci totuși Sfinții Părinți ne spun că singurul nostru vrăjmaș este păcatul. Care este partea pentru care eu sunt responsabil în păcatul? Voia liberă. Deci nu păcatul strămoșesc, nu păcatele părinților care mă marchează. Firea mea este bolnavă atât prin ce au făcut înaintașii mei și părinții mei, cât și prin ce mai fac eu, fiind o ființă creatoare. Deci, problema este că eu fac păcatul
prin voia liberă, eu aleg boala în loc de sănătate, eu aleg durerea, eu aleg nefericirea în loc de fericit, pentru că nu știu ce este binele și nu știu ce este rău. Și zici, păi da, nu-s vinovată. Așa e, nu-i vinovată. Dar părinții spun că cei trei vrăjmași, uriași, vrăjmași ai omului sunt neștiința, uitarea și lenea. Deci n-am știut. Nu știu. Acesta este neputința firii. Dar viața mă așează de aproape la fiecare pas în fața unor întrebări pe care le pun și nu vreau răspuns. Capilar. Ce e adevărul și-a plecat. Dacă mă opresc în întrebare, eu ies din neștiință. Dacă niciun om n-ar ieși din neștiință și uitarea de Dumnezeu, dacă Dumnezeu n-ar fi venit către om. Deci noi tot ce facem noi și tot ce facem ca să ne vindecăm și să ajungem la cunoașterea binelui care este Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu cu noi. El vine la noi. El coboară la noi. El ni se arată nou. Și aceste epifanii și aceste intervenții ale lui Dumnezeu în istorie și în creație sunt cele care ne spun, ne învață despre Dumnezeu și despre noi și în clipa care am intrat în relație cu Dumnezeu, atunci El îmi spune și mie personal. Doar că aici trebuie să vă învăț o șmecherie. Deci omul când se roagă ca să-i se întâmple ceva bun și zice așa, zice, Doamne, nu mă lăsa. Și îi cade ceva în cap, îi se întâmplă, vin duhurile răutății, că văzuhul ăsta dintre noi și așa, că, așa, sunt tot felul de duhuri ale răutății. Și văzuhul de acolo și Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu care mi împlinește mie nevoile și mă învață și mă luminează este înăuntru. Dacă nu e înăuntru, trebuie să mă duc să mi se bage El înăuntru. El are metodele lui, tehnicile lui de a intra înăuntru meu. El și-a ales oameni și a instituit taine, a instituit biserica prin care Dumnezeu să fie adus din afară înăuntru meu, devin trup cu El prin Sfânta Părtășanie, mădulara Lui prin Sfântul Botez, primesc Duhului Cel Sfânt și pot să-i pun toată viața Lui și o activez în mine prin mirungere. Să mă spăl de păcate prin și de greșeli, de obiere și de boli, să mă vindec prin pocăința. Și prin celelalte taine primesc puteri și îl primesc chiar pe Dumnezeu înăuntru meu. Și eu trebuie să mă rog acolo. Acolo trebuie să mă duc la întâlnire. Și ce e acolo? Iadul nu este un loc undeva în creație, pentru că Dumnezeu e pretutinde. Și vă dau seama când Dumnezeu zice, mă dau puțin o parte să stea și iadul ce lângă mine. Nu? Nu există. Nu este loc. Tot ce este loc este, Dumnezeu este pretutinde. Singurul loc pe care Dumnezeu l-a făcut prin retragere de sine este locul pe care îl ocupe. Deci asta e locul Siloanei, nu mă bag. Pielea ei, trupul ei, este, i-am dat libertate, i-am dat autonomie, dacă mă primește, eu mă bag, dacă nu, nu mă bag. Da? Ormai am vrea să intervină, să-l omoare pe vecinul, să-mi repare piciorul, dar să mă locuiască în mine. Și nu face lucrurile astea, nici nu folosește energia creată ca să schimbe creația, ci energia necreată. Și atunci avem nevoie să ne ducem acolo unde El intră înăuntru nostru, în felul în care a lăsat El, cum a lăsat El. Botezul așa cum l-a rânduit și cum îl face, cum îl face Sfânta Biserică. Dacă sunteți aici cumva experți în teologie, o să spuneți, dar s-au schimbat multe în privința botezului de când a fost instituită taina și așa e. Un singur lucru nu s-a schimbat. Botezul. Formele și cum așa, dar botezul, prin moartea, prin fundarea de trei ori într-o apă care este restaurată prin rugăciunile de preoților, resfințită, adică adusă la apa dădătoare de viață de la început, peste care plutea Duhul Sfânt. Deci toate astea au rămas neschimbate. Noi ne-am schimbat. Pentru că taina botezului, de exemplu, și tainele Sfintei Biserici le lucrează asupra firii mele, în firea mea, îmi restaurează firea. Și eu pot să beneficiez în firea mea de botez, de mirungere și de împărtășanie și să rămân. Zice, asta degeaba se împărtășește, degeaba se duce la biserică, ia uite ce face, sau uite cum vorbește. De ce? Pentru că Dumnezeu
nu schimbă voia liberă. Deci eu trebuie să mă schimb pe mine, având puterea să mă schimb. Fără el nu pot să fac nimic, dar nici el nu face fără mine. Doar mi se oferă, doar mi se dă. Atunci nu avem nevoie să ne ducem acolo ca să-l avem înăuntru și după aceea activăm har. Dacă ai bani în bancă și vrei să te bucuri de averea ta, îți împlinești dorințele. Cumperi, dăruiești, zidești, construiești, faci lucruri. Cu harul la fel, e o avere necreată, fără limite, mi se dă fără măsură și zice, bucură-te, cheltuiești. Și noi nu facem, ci facem tot ce am apucat. Da? Și putem să ne împărtășim zi de zi și să rămânem neschimbați și ne ducem cu niște butoaie de la pline cu Domnul, cred că se mai retrage și el când nu mai are loc, și să nu ne schimbăm, pentru că dacă nu lucrez cu harul, dacă nu lucrez, îmi îmbin energia mea creată cu energia necreată a lui Dumnezeu, lucrurile nu se schimbă. Și aici avem nevoie să ne schimbăm din nou percepția despre rău. Mă întorc. Percepția binelui. E perceperea lui Dumnezeu și a creației. Deci când îl percep pe Dumnezeu, percep binele absolut. Când percep creația, percep binele relativ și binele absolut prezent în creație. Dumnezeu a făcut lumea și e prezent în ea, dacă sunteți panteiști și nu știu eu, că sunt din ăștia foarte spirituali care se cred scânteie divină. Deci eu sunt Dumnezeu, sunt o scânteie, dar nu arată chiar atât de bine, sunt cam ramolit, dar sunt Dumnezeu. Nu Dumnezeu mai ramolit, dar sunt Dumnezeu. Da? Noi toți avem o scânteie divină în noi. Păi mă, mama, așa arată o scânteie divină. Ia uitați-vă și voi la mine. Da? Eu pot să fiu un mărăcine care se aprinde și noapte. Aia da. Deci, întotdeauna distanța dintre Dumnezeu, Creatorul și Creatorul rămâne de netrecut. Dacă nu trece El prin energiile necreate care ajung la mine, care mă aprind pe mine, focul ia Lui, eu ofer fitil sau mărăcinele care sunt. Și atunci eu pot să-L percep pe Dumnezeu. Așa m-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să-L vadă pe El și să-L lumineze. Și el să vadă lumea în această lumină. Mintea omului, în capătul ei, din adânc, în ființa ei, este receptoare de lumină necreată. Pe acolo intră Dumnezeu ca har, ca lumină. Și lumina aceea îl vede pe Dumnezeu. Omul l-a văzut și când a fost în rai, l-a văzut și când a venit Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut om, au fost oameni care l-au văzut ca Dumnezeu. Și sunt oameni pe care îl văd pe Dumnezeu acum, Sfântul meu protector, iartă-mă, Sfinte Siloane, este, l-a văzut pe Dumnezeu, l-a văzut pe Hristos. Și el îl cunoaște pe Duhul Sfânt. Deci avem capacitatea de a-L percepe pe Dumnezeu fără să ieșim din trup. E așa minunată credința asta noastră, pentru că nu zice, știi ce? Asta e secretul. Ăsta potrezește trupul puter, nu merită să-l, da? Sarcofagul. Sau cum zicea cineva pe care îl respect mult și am avut multe de învățat, dar avea o vorba, zice, fratele meu, porcul. Păi nu, nu trupul e porcul, eu sunt porcul. Eu mă porc ca un porc, numai eu, cu inteligența mea și creativitatea mea, pot să imit un porc sau pot să trăiesc ca un porc, folosind un trupul care rămâne un porc. Rămâne om și când e porc. Că nu există porci atât de nesimțiți ca om. Nu? Adică are și el creativitatea lui, nu? Deci, mă întorc. Această capacitate a omului de a vedea pe Dumnezeu, deci de a se lăsa luminat de Duhul Sfânt, de lumina necreată, de energia necreată a lui Dumnezeu, face lumină și în această lumină vede realitatea. Și fără desfințarea percepției și minții raționale și a cunoașterii sa, care nu dispar, ci se transfigurează și încetează lucrarea necesară cultivării cartofilor, nu? Fără inițiu, mă rog frumos, ne-am făcut de răscă.
cu chestia asta, nu știu ce, sunteți de la București. Este un insecticid, nu, un herbicid ucigător. Deci am nevoie de rațiune și de percepția sănătoasă să cultiv cartofi și să-i prăjesc cum trebuie, da? Și cu un ulei sănătos, dar nu mai am nevoie când îl văd pe Dumnezeu. Și aceasta, dar facultățile mele cognitive nu dispar, ci se transfigurează. Memoria mea, amintirile mele, viața mea nu dispar, ci se transfigurează. Că altfel dacă eu mă mântuiesc și povestea mea dispare, mai pardon, eu nu mă duc. Dacă mai bine dispar și gata, de ce să mai mă și străduiesc atât să mă mântuiesc ca să dispar? Telenovela mea, viața mea, povestiți cum e, am o viață, un roman, un alta, și de obicei sunt telenovele, romanele cam toate la fel, nu se mi se întâmplă de mine. Povestea mea devine viața unui sfânt, dacă eu mă duc acolo. Gândiți-vă la Sfânta Maria Egipteanca, care a, toată viața ei a povestit-o din Zosima, care era un bărbat curat și nu cunoștea păcatul, se luptase și nu cunoștea păcatul. Și ea, care a cunoscut păcatul până în pânzele albe, îi povestește lui, nu ca să se spovedească, că deja mergea pe apă sau stătea în aer la rugăciune și trăia fără, se hrănea cu rugăciune, ci ca să arate lui ce face Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu desfințează, nu șterge, ci transfigurează. Și povestea mea, oricât ar fi de meschină, de mizerabilă, devine mărturia lucrării lui Dumnezeu în toate codroanele sufletului meu și în toată existența mea, dacă eu o dau lui. Dar ce vreau să reținem este că numai atunci vom percepe realitatea așa cum ne-a făcut Dumnezeu. Înainte de asta, însă, eu am nevoie să mă curăț. Puneam într-o zi o poveste, ca să înțelegem cum e cu păcatul, să ne începuim că omul este o veioză, da? O veioză frumoasă, așezată în centrul încăperii și are un bec frumos și dacă nu-i băgat în priză, o fi frumoasă, o fi, dar nu știi ce să faci, ce să faci cu ea. Faci ca cercetătorul din prinț și cercetător, știți cum? El a rămas să fie prinț, că semăna și prințul a ajuns pe stradă. Și ăsta, în camera prințului, găsește un obiect cam ca asta, așa, era sceptul, simbolul puterii. Și ce să facă? Că din când în când, când avea nuci, spărgea nuci cu el. Deci noi dacă nu suntem în priză și nu luminăm, ce să facă cu ea? Mai pui pe ea, să găsi o foare, mai sprijin o fotografie, dar dacă nu este curent electric, nu e bună de nimic. Așa sunt eu fără Dumnezeu. Bună foarte, dar nu știi ce să facă cu ea. Bun. Intru în biserică, mă spovedesc, mă împărtășesc, vine curentul, vine energia. Dar eu n-apăs pe întrerupător. Că întrerupătorul lui la biserică e la mine. Și n-apăs pe întrerupător și din cazul ăsta nu luminez. Și eu nu fac lumină, nu văd ce e în jurul meu, nici cei din jur nu văd. Ei, și îmi spune cineva, uite, dacă vrei lumină, trebuie să apeși pe asta. Gata. Adică să faci poruncile, da? Să te, așa? Și începi, a prins, să te rogi, a prins, da, începi să vezi. Dar nu se vede bine. Ce să fie, ce să fie. Când te uiți pe sticla becului, știi ce fac muștele, da? Că nu șterge apă, că nu șterge așa, se afișează și, deși când fac prima dată e mic, mic, dar nu se vede. Dar dacă mult mic, 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 nu se mai vede niciun pic de lumină. Se astupă cu praf și cu mizerie și nu luminezi. E, de-aia ne mai și spovedi. Păi să ștergem ce-au făcut moștele pe partea luminătoare a mea. Și atunci voi răspândi lumină și în această lumină și voi mă veți vedea pe mine și eu voi vedea pe voi. Și voi privi și lucrurile. Aceasta este primul capăt al luminii necreate. Noi nu strigăm de proști așa la biserică, am văzut lumina cea adevărată. Și noi nu vedem mai mică. Așa că vedem că cel din fața noastră se înghesuie, cine una în altă stă și eu stau cu nasul sub părul ei acolo și are părul creț și trebuie să o trag de păr ca să pot să respir într-o parte sau în alta, nu? Dar strig în toată inima, am văzut lumina cea adevărată. De ce? Pentru că sunt un organism care vede lumina. Deci eu sunt mădular în un trup unde sunt ochi. A văzut lumina Sfântul Siluan, oameni, ce bine că sunt și eu, o bucățică din unghia de la piciorul drept, de la degetul cel mic,
din acest organism care a văzut lumină. Și dacă suntem una, dacă suntem într-o legătură organică, am participat și eu la vederea acestei lumini. Și această smerenie, această așezare la locul meu, mă face să mă bucur că fac parte dintr-un organism care vede lumină. El o să mă ducă picioarele acelea, o să mă ducă pe drumuri care nu mă pun în pericol și voi intra odată cu trupul miresei, voi intra și eu în împărăția luminii. Dacă Dumnezeu alege să fiu eu ochi, să fiu eu, nu am slavă ție, mă gândeam că merit, dar nu, mă rog, am zis că poate că totuși nu mă nimerește. Da, nu mă nimerește, dar nu mersi frumos. Dar dacă nu mă nimerește și mă uită, și pe acolo e bine. Eu în timp ce mă înfigeam în lucrurile din față, că după ce am intrat în biserică a venit harul într-un mod și a zis, au, vreau să vezi că într-o săptămână o să am dam, minuna cum ziceam, dar o să miros ascult. Și toți am pățit asta, nu? Că, da. Și tot mă umflam, așa și citeam din Sfânta Scriptură, unde vedeam, fiică, dragă, credința ta te-a mântuit, cine a iubit mult, mult primește, e ce mai eram în locurile din față, orice spuneam, mie îmi spuneam și mă gândeam cum am putut să trăiesc. Apărau și niște versete cu vai, vouă, cărturarilor și fariseilor și să eu nu eram cărturar, eram mai de, așa mai de margine, fariseu deloc. Am suferit degeaba și tot ce vorbeam și tot ce citeam acolo, nu. Și într-o zi am o îndoială, o bănuială care pusă la rugăciune a venit certitudine. Sfântul Apostol Pavel undeva zicea, ce te ție făptură dacă Olavă vrea să te facă vas de rușine? Și am avut îndoială să crezi că eu nu sunt templu al Duhului Sfânt. Adică să fiu oală de noapte. Groanic. Am intrat într-o revoltă și am dobândit vehemența dreptății. Apa să zic că nu sunt eu vinovată că m-am purtat ca oala de noapte, ci tu că ai făcut oala de noapte. Deci tu ești vinovat, nu? Și ce? Și că mai vrea să mă și spargă și să mă facă din nou, parcă aveam o nădejde că poate nu mă face tot așa. Acum să știți, și atunci, în criza aceea, aproape că nebuneam ce făceam eu cu atâta bucurie și atâta har, că în realitate era percepția, știți? Așa. Și atunci am zis așa, stai puțin, deșteaptă la maică, ea nu era maică, deșteaptă mea, ia să vedem, de ce ai venit tu la biserică? Păi, ca să fiu fericită, bravo, bravo. Și cine te face pe tine fericit? Păi Dumnezeu, de ce te face? Că este iubire. Singur motiv, singur iubire. Și e milă de mine. Deci atât. Dacă El e iubire și are milă de tine și tu ai gustat-o, ce te scapă că ești oameni de noapte? Poate îi trebuie, poate nu. Și m-am împăcat maica cu asta și m-am prins. De atunci am în grijă de ori, de poliție, de noapte și de veceuri, de strălucesc de curățire. Păi nu. Așa și mi-e mai milă de burta omului decât de oala care își face nevoile de o cure să speli, dar burta produce în continuare. Așa. Deci, nu vă temeți. Și un părinte spunea odată, voi, urechile mele sunt ca niște hasnale, în care omul își varsă toate. Și eu zic, ăsta precis nu-și spală closetul. Sunt atât de simplu să speli urechile, Doamne, ridică tu, mângâie tu pe cine ai mai zis. Și când îl privești ca boală, deci se vindecă. Dar bărbații n-am pe asta cu curățenia de angajate femei de serviciu bune. Da? Și deci, aceasta este, să zicem, vindecarea percepției. Dă-te pe mâna lui Dumnezeu, acceptă, fii așa cum ești. Și nu te mai percepe tu și lasă-l pe el să te perceapă. Așează-te în fața lui și nu mai pune întrebări. Asta e culmea în duhovnicii. Că noi tot punem întrebări, de la cele proaste, dar pe Dumnezeu cine l-a făcut? Până la cele foarte inteligente, cum îngădui tu atâta suferință? Deci de la bebe până la Ivan Caramazov și toți. Așa? Acestea sunt întrebările foarte deștepte și foarte proaste. Și înțelepciunea vine în clipa în care zici, Doamne, nu-ți mai pun nicio întrebare. Și atunci el zice, atunci te întreb eu, că de când aștept să taci? Și zice, Eugenia m-a chemat atunci. Eugenia, unde ești? Am încurcat. Da?
Și am început și deodată am auzit întrebarea asta pusă, de când sunt? Eu eram în bibliotecă, îmi întreba, unde ești, ce citești, da? Eram în altă parte, era acolo, ce gusti, ce mănânci, ce faci, unde pui mână, unde sunt ochii? Eu n-auzeam nimic. Și care e răspunsul? Aici, Doamne. Da? Deci nu fugim într-un loc special și să ne așezăm într-o situație favorabilă ca să le vadă Dumnezeu, că așa rămânem. Cum, și îmbărătim pe oameni cu percepții false. Dacă ați văzut fotografii în care eu sunt frumușică, să știți că am fost chinuită să fiu într-o poziție favorabilă, să am o imagine bună, să zâmbesc într-un anume fel și m-au tot pozat până când le-au plăcut celor care mă fotografiază. Ori la Dumnezeu nu merge să te așezi într-o poziție fotogenică, ci să zici, iată-mă, Doamne, și dacă te centrezi pe El, când mănânci, când îți faci nevoile, când te bucuri, când plângi, când te doare și te arăți Lui, și răspund la întrebarea, unde ești? Aici sunt, iată-mă cum sunt, tu m-ai făcut, tu mântuiește-mă, da? Tu mă cunoști, tu vindecă-mă, atunci percepția se vindecă, binele se instalează în prezența mea și răul poate fi în sfârșit cunoscut. Dar el nu poate fi niciodată perceput. Percepem numai ceea ce există. Îl putem percepe pe Dumnezeu așa cum se oferă, percepem realitatea. Dar răul nu există și nu îl putem percepe. Percepem durerea, suferința pe care ne-o produce nouă fapta rea, boala binelui. Ceea ce fac eu, binele este o facere a ființelor raționale. A îngerului căzut mai întâi și a mea. Îngerul îmi dă sugestii, diavolul, și eu trec la treabă. Deci, la urma urmei, răul este o lucrare omenească. Da? Răul diavolului este doar o sugestie, dacă ne-am prinde de asta, este cumplit. Este un păcat capital să ții cont de existența diavolului și de impactul lui asupra vieții noastre și a suferinței noastre. Dar dacă ne dăm seama că este și el creatură ca și mine și nu-l așezăm pe același nivel cu Dumnezeu, binele și rău, acesta este, nu este o atitudine ortodoxă, ci nu este o atitudine creștină. Și plasăm acolo unde este, și este la același nivel ontologic cu mine, este și el făptură, este și el creatură și are o singură posibilitate să-mi facă rău, prin sugestie, prin gând, adică să mă păcălească. Altfel nu poate să-mi facă nimic. Dacă eu zic, nu poate să facă nimic. Și atunci, răul există atâta timp cât eu nu știu, nu vreau, nu pot să fac. Și să zic, Doamne, scapă-mă, Doamne, vindecă-mă, să nu primesc gândul, să nu fac. Tot ceea ce numim percepția răului este o viață, un mod de viață plin de suferință și de necazuri, dar nu este provocată de cel rău, nu este provocată de rău, ci de mine, de lucrarea mea, de felul în care trăiesc eu, din felul bolnav în care eu am ales să mă îndrept către nimicul din care am fost făcut, în loc să mă îndrept către făcătorul meu care mă cheamă la capătul bucuriei și împlinirii. Să ne nădăjdim că la întrebările dumneavoastră vom intra mai în concret despre cele trei cuvinte. Mulțumesc! Eu sunt un om din biserică și la biserică se fac rugăciuni, nu s-a plăcut. Da. Ziceți, Doamne, miluiește-o, da. Să rămână și pe dumneavoastră. Mulțumim frumos, Maică, pentru lucrurile pe care mi le-am împărtășit. Acum așteptăm întrebările de dumneavoastră din sală legate de tema ce v-ați abordată. Rugăm să deschideți ce veți. Până acum de o să se primele întrebări, o să adresez și eu o întrebare. Sfinții părinți spun deseori că făptuirea binelui sau a răului vine din felul în care conlucrează rațiunea, voința și sentimentele noastre. Da. Și sfătuiesc ca rațiunea să fie pusă deasupra celorlalte, pentru că prin lucrarea minții vin și dorințele și de asemenea putem poate lucra voința noastră. Și aș vrea să vă întreb cum putem să ne
trebuim să ducem această luptă, această, să facem această lucrare a minții prin care să aruncăm gândurile rele și să le dezvoltăm pe cele bune pentru a spori bine în viața noastră. Ce, la ce facultate ești tu? Biochimie. Am numărat, am că ești la teologie, mi-a pus o întrebare de teolog. Atât de-a să vă simți părinții. Mamă, și cum le-a citit, că lucrăm intern în orice... Sfinții Părinți nu spun să pui rațiunea deasupra, așa? E ceva acolo foarte profund, dar e puțin diferit. Rațiunea noastră este o lucrare a minții care analizează, compară, cântărește și alege ce e bine și ce e rău, care discernăm. Dacă binele este, îmi place și nu-mi place, rațiunea, cu toată creativitatea și cu sinteze și antiteze și analize și așa, ajunge la concluzia că așa trebuie să fac ca să obțin plăcerea maximă. Să nu credeți că dependențe de plăcere nu se folosesc rațiunea. Păi mamă, spun cei de la Alcoolici Anonim că un alcoolic găsește alcool și în deșert. Ce crezi că își folosește? Nasul? Au inteligență și rău. Rațiunea s-a pus în slujba acestei... Și gândul rău nu este al rațiunii. Gândul rău, gândul omenesc poate fi pătimaș, adică poate fi subjugat a nevoii mele pătimașe de a bea, de a consuma ceva care îmi face plăcere. Gândul rău este gând de la diavol. În capul nostru, mintea noastră, sunt trei feluri de gânduri. Gând de la gândurile mele, ce-aș mânca acum niște fructe, păcăduse, mă rog, de-astea, sau de mare, mă rog, de când mă rog, da? Și oi mai la stânga, mai la dreapta, mănânc nuci sau fructe de mare și asta e gândul omenesc. Gândul, astăzi, acum e pot și mâncarea, răbdarea de foame și așa, este indicată și dacă mănânci fructe de mare, nu te mântuiești. De la cutelea. A cui e gândul ăsta? A lui. A dracului. Da? Care te amenință cu un lucru bun că ajungi în ea pentru că ai mâncat ceva bun. Gândul cu Dumnezeu este de la Dumnezeu. Dacă n-ai ce mânca, dacă ți-e foame, dacă te-ai dus la cineva în vizită care te iubește și te-a așteptat atât de mult încât îți dă fructe de mare, mâncă. Ce ți s-a dat și mulțumește. Dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește. Dacă vrei să postezi serios, nu te duci în postul mare în vizită. Stai acasă. Nici la petrecere, să este ce omul în petrecerea, da? Dar se întâmplă și dacă te duci, de exemplu, într-o țară neortodoxă și e fost odată în Franța și era postul Sfintei Marii și nici prin cramă nu trebuie să mănânc brânză, pentru că nu, așa, vreau să țin postul, stăteam acolo două săptămâni, cât ține postul și ce făceam. Și îmi zice, dar postul trebuie să țină în ascuns, nu în... Da. Zic, da, postul personal, nu și postul biserici. Da? Deci nu, să nu exagerăm. Deci gândurile sunt și de la... Gândurile rele sunt gândurile de la vrăjmaș. Sunt gândurile care ne alimentează gândurile noastre pătimașe. Unii sfinți au folosit lupta împotriva gândului rău, adică împotriva diavolului, sugestii diavolului, folosind gândul bun. Dar pentru noi nu este recomandat. Noi suntem copii mici și foarte neputincioși și modul în care luptăm noi împotriva gândurilor rele este un singur gând. Doamne, scapă-mă! Doamne, miluiește-mă! Copilul când este lângă tată și vin câini mulți, se duce în brațele tatălui, nu zice, iau, învăț să bată el câinii. Eu vorbim de spaima mea cea mai mare. Deci, lupta împotriva gândurilor se face cu numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și duci acolo. Dacă e gând de poftă, atunci folosești răstignirea. Știți cum e? Că zice să ne răstignim trupul cu poftele lui. Și românul are o imagine minunată despre răstignirea poftelor, zice, pune-ți pofta în cui. Și, deci, ce faci când îți pui pofta în cui? Mamă, ce-aș mânca acum aceleași fructe de mare, nu? Și pun pofta în cui. Ce se întâmplă atunci? Se intensifică dorința, nu? Deci, bag de seamă că dorința și pofta este energia mea, cu energia sufletului meu și pot să o mut către Dumnezeu. Doamne, mare, n-ai putea tu să transferi pofta asta de la fructe de mare la tine?
Dacă fructele astea îmi produc atâta poftă, dar tu oare nu ești mai bun decât asta? Și să vedeți că lucrează Dumnezeu, dar să facem și noi asta. Deci aceasta este lupta pentru noi, oamenii aceștia de pe urmă, care suntem foarte neputincioși și foarte slabi. Și noi avem o singură șansă să ajungem să ne mântuim, să fim fericiți. Să ne bucurăm că suntem așa cum suntem, slabi și militei, și să fim copiii Domnului, să stăm acolo în neputința noastră și să ne așezăm pe lângă cei mari. Că Sfântul Spun așa zice, fericit omul care este mic și se bucură că e mic. Dar dacă noi ne umflăm așa că trebuie să fim mari, sigur că nu mai ajungem. Deci aceasta este. Sfinții Părinți spun așa, un părinte, zice, să fii atent la inima ta și orice, și primul născut al gândurilor tale să îl jertfești lui Dumnezeu. Păi mama, mă uit și s-o grămadă de născuți mai demult, nu dau de niciun, eu că mă mai acolo pe care să-ți jertfez, băi. Deja știi ce? Eu le dau pe toate, Doamne, iau ce în capul meu și fac ceva cu gândurile mele și mai mamut gândul la el. Ia cadă în balta cu gânduri și iar mamut și să dea Dumnezeu să adorm cu gândul la el și cu nou așa. Deci asta e măsura noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! O să se zic întrebările în sală. Se întreabă cineva cum să facă să apese butonul de Iosei despre care mi-ați spus. Pentru tine e răspunsul ăsta, nu pentru toată lumea. Fii atent la ce faci cu degetul și cu degetele. Pentru că nu poți să apeși cu butonul, pe butonul ăsta decât cu mâinile curate. Nu mai umpla unde umple. Nu-ți văzătoare cu Duhul. Dar dacă n-au descoperit butonul și nu l-a prins, e clar că are altă treabă cu mâinile. Da? Vă rog, aveți grijă de mâinile voastre. Sunt armele cu care aprindem veza. Uite, așa. Dar dacă îi dau așa... Un exemplu. Dumnezeu creează în mine cu voia mea, El face partea Lui, dar trebuie să facem și noi partea noastră. Care este partea omului? Dumnezeu lucrează în mine cu voia mea numai dacă vreau. Deci lucrarea lui Dumnezeu este... Deci odată, noi trebuie să deosebim pe creator de creatură, energiile create de energiile necreate, iar înăuntru meu trebuie să deosebesc firea de voință. Dumnezeu lucrează asupra firii, a luat firea omenească, a restaurat-o, a vindecat-o, a sfințit-o, a dumnezeit-o și vine în firea mea prin Sfintele Taine și îmi dă harul necreat și mă vindecă și pe mine. Până acolo încât, la înviere, înviază și bunii și răi, și păcătoși și drepții, cu trup nestricăcios și vindecat. De ce? Pentru că și aducerea la existență, și menținerea în existență, și nașterea sunt fără să fiu întrebată că nu eram. Și atunci mi se restaurează firea în bine, fără să fiu întrebată. Unde sunt eu întrebată este, vrei? Pentru că sunt darurile lui Dumnezeu către fire și darurile lui Dumnezeu către voia liberă. Înțelepciunea și sfințenia și îndumnezeirea. Astea se dau numai dacă vrei. Și de energia cu care fac voia lui Dumnezeu e voia mea. Fie voia ta și nu a mea. Aceasta este. Și când eu renunț la voia mea, El vine cu energia Lui și lucrează vindecând și voia mea, nu mă desfințează, vindecând-o, asumând-o, ducând-o acolo, dar eu mă dau bătută, ca să zic așa. Deci asta ar fi calea. Îmi tai voia. Noi la mănăstire practicăm această tăiere în rog. Tăiem tot ce, așa, tăiem voia. În familie, în căsnicie, se taie voia, doar că ne scapă un ingrediment, sarea, care e s-o tai cu voia celui pe care îl tai și nu împotriva voiei. Că eu, numai tu poți să-ți tai voia. Eu nu pot să-ți tai eu voia. Treceți. Și Dumnezeu, și să învățăm de la Dumnezeu, toți șefii și toate starețele și toți filoscoșii ăștia mari, așa, că nu tăiem noi voia celuilalt, ci îl invităm, îl
îi oferim această posibilitate să-și taie voie, pentru că asta e calea. Și dacă el zice, da, vreau să fiu în relație cu tine, patron, și îmi tai voia și fac voia ta, asta nu înseamnă că atunci când patronul este pe cale să facă o prostie, omul nu, subalternul nu-i spune. Dar nu face ca să-i taie voia, ci face ca să-i slujească voia. Și atunci acesta va primi cu recunoștință pe o sugestie bună. Și la mănăstirea la fel. Dacă toate obiectele sunt bune, cum rămâne cu obiectele care sunt făcute pentru a face rău? Eu pot să fac rău și cu un obiect bun. Da? De exemplu, dependența de mâncare ajunge să-ți faci rău cu lucruri foarte bune. Și chiar și pâine face rău, spunea Părintele Galeri, când e mâncată fără măsură. Nu există obiect rău. Pistolul nu are nicio răutate în el. Tu dacă îl pui la muzeu de arme și spui la cui a fost și ce, nu are niciun... Ce fac eu cu pistol? Nu a sărit pistol la om, ați văzut un pistol alergând după cineva? Atenție la mămuțe. Cum pot privi iadul din mine? Cum pot învinge teama? Da. Întâi să zici așa, Doamne, eu cred că e iadul acolo, dar știi, mie mi-e frică să intru. Te rog, vină cu mine. Și el zice, eu sunt acolo, te aștept, dar să-și însoțesc pe cal. Și zice, da, iau treptată. Deci Dumnezeu are o răbdare, îndelungă răbdare se numește, și el ne dă niște instrucțiuni de intrare în iad și de ajungere în rai, care se numesc porunci. Și te apuci să împlinești poruncile. Nu vă apucați, când îi zici un om că trebuie să împlinească porunci, zice, adică să nu mai fac dragoste. Ah, oribil. Nu vreau. Nu. Începe și tu cu aia. Că cine nu mă mănâncă pe mine, nu are viață în el. Căutați mai întâi împărăția și restul se adaugă vouă. Deci aceste porunci care mă zidesc, care îmi dau viață, încep să le împlinesc și apoi, apoi voi descoperi că atunci când făceam dragoste, făceam crime. Făceam rău. Îmi făceam rău și mie și celuilalți copiilor pe care îi ocoleam sau îi evitam sau îi respingeam. Și după aceea mă apucam să-i caut și să-i minoresc, să fac acatiste, să am copii, după ce n-am vrut să fac copii și așa mai departe. Deci aceasta este începutul. Eu am mintea bolnavă, astupată de patim, întunecată. Dumnezeu are instrucțiuni cum să folosești veioza ca să ajungă la lumină, cum să intri în iadul din tine. Și Duhul Sfânt care lucrează în biserică te învață de acolo de unde ești. Și ascultarea de Părintele Duhovnic și de învățătura bisericii și primirea Harului în biserică te învață. Mie Părintele mi-a spus, eram tobă de carte și de știință, dar nu știam să intru în biserică. Mă împingeau doamnele din stânga în dreapta, îmi luau geanta de pe umăr, zicea că nu se ține. Alta zicea, ține-ți fată geanta în mână că ți-o iau hoțul. Și oricum ar fi fost, nu era bine, era ceva. Și zicea, ce să fac, unde? La fiecare biserică era altfel. Și a zis, nu mă las până nu învăț. Și degeaba, au trecut câteva luni și n-am învățat nimic. Da. Și atunci am zis așa, știi ce, Doamne, ia învățământul. Mai bine, învățământul ce să fac. Și atunci și părintele mi-a zis, zice, tu rugăciunea asta înveți. Rugăciunea asta. Doamne Iisuse Hristoase, iubește-mă pe mine păcătoasă. Și zice, ce să învăț eu dintr-o rugăciune atât de scurtă, cum mă pot cu babele la multe și agresive. Acum sunt eu babă. Și dacă a zis părintele, așa fac. Și îmi zicea cineva, nu stai aici? Ziceam, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul, gândește-te pe mine. Și el zicea, uite, stai aici, că-i loc mai mult. Eu știți că îți transmit, Și când cineva te respinge, să știi că tu l-ai respins mai înainte. Dacă te duci la șeful să-i spui că nu mai suporți ce-ți face și să-ți mărească salariul, că altfel pleci, ăla ar te da afară din prima. Dar dacă te duci și zici, Sfinte Îngerii, întâi primul. Întâi primul că zice, mi-e frică de asta și mă formă, Doamne, Iisuse Hristoase, vină cu mine, Sfinte Siloane, nu ne lăsa. Aia și mă duc, așa, și nu mă duc dacă e băiat bun sau că e băiat rău, nu. Doamne, fii cu mine și cu noi. Și atunci acela îmi răspunde, mă vede. Dar dacă eu spun ce-am furisit de ăsta, când intru, ce căuți aici? Am apăsat butonul. Ce este boala psihică?
Este o deteriorare a organului care slujește gândirea rațională sau percepția și este o îmbolnăvire a creierului, o deteriorare a creierului. Chiar dacă boala a pornit de la o, să zicem, de la lucrarea vrăjmașului, care dacă treci o relație pătimașă și ești dependent de un păcat, de alcool, de drog, de așa, păcatul și vrăjmașul te susține să distrugi creierul și poți să ajungi la boală psihică. Dacă bunicii, strămoșii au avut traume pe care nu le-au rezolvat prin pocăință și prin vindecare, ele te pot afecta pe tine, poți tu să fii afectat și să ai o boală psihică, atât din perspectiva organului, creierului sau a sistemului nervos, cât și a percepției pur și simplu. E greu de deosebit ce e boală și ce este lucrarea vrăjmașului, dar noi avem obligația să o privim ca boală pentru că și păcatul e boală și pentru că există o relație între trup și suflet foarte vie. Dacă sufletul meu a făcut ceva prin care mi s-a îmbolnăvit și trupul și creierul meu s-a îmbolnăvit, eu pot să fac cu trupul ceva care să mă ajute să mă vindec. De exemplu, dacă sunt foarte furioasă, respirația mea arată găfuită și așa mai departe. Și nu mă pot potoli. Dacă încep să respir calm, liniștit și mă concentrez doar pe respirație, ăla care analizează evenimentele fără să știe carte și fără să vadă creierul acela emoțional, zice, nu mai e cazul, a plecat vrăjmașul, hai să ne bucurăm. Și te potolești. Deci, dacă suferința mea a făcut să am în creier un dezechilibru de neurotransmițător, de chimismul se îmbolnăvește de obicei, atunci eu pot fi ajutat cu înțelepciune de un medic bun, printr-un tratament adecvat, pe o perioadă adecvată în funcție de boală, ca să restabilesc activitatea chimică a creierului, să am o percepție sănătoasă și să lucrez la vindecarea mea sufletească și la mântuirea mea. Deci lucrurile sunt foarte delicate aici. Întreabă cineva cum poate iubi într-un mod neegoist. Există o rețetă. Ego-ul meu este o gogoașă, e o minciună, este o tumoră pe iubirea mea. Iubirea mea e umflată, e bolnavă, da? Și îmi fac operație. Cum? Rugându-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, vindecă-mă, Doamne, și exersând smerenia. Nu vă recomand tratamentul pe care l-am făcut eu ca să fiu smerită, acela de a ziceam că am smerită cu cetare. Sunt o proastă, nu sunt bună de nimic și sunt prefăcută și sunt așa. Și eram foarte mândră că sunt atât de smerită. Și într-o zi, când ajunsesem la smerenie mare de tot, cineva îmi zice, ești o prefăcută. Mamă, ce m-am înfuriat! Așa că dacă vreți să lucrați la smerenie, faceți o listă cu ceea ce vă jigni și rugați pe cineva să vă citească de trei ori pe zi, în fiecare zi, și să mai rămânească și niște prieteni în jos zi asta. Și dacă treci, atunci înseamnă că te-ai apucat de lucrarea asta vindecării. Ce lucrurile se schimbă? Cum pot ști care este voia Domnului cu mine? Voia Domnului este să fii fericit și să fii sfânt. Și voia Domnului este să fii tu acolo unde te-a plasat viața. Nu Dumnezeu m-a plantat pe mine în comuna Vâlcerele din județul Buzău, în familia cutare, ci Iancu și Aurica, când s-au iubit, s-au întâlnit semințele și am apărut. Dumnezeu a zis, bine, aici ai venit, aici te plasez. Și îți dau tot ce trebuie ca pornind de aici să ajungi în împărăție. Nu există loc din univers în care să se nască cineva care să nu fie cu fir direct către împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, ce înseamnă să caut mai întâi împărăția? Duc și întreb. Mă duc la biserică și mă învață cei care sunt pe cale cum să ajung în împărăție. Și fac ce mi se spune. Când am intrat în biserică, am zis, fac tot ce să-mi spună părintele. Tu fă ce ai de făcut acolo. Ești croitor, ești medic, ești savant, ești student, du-te la școală și fă binele pe care ți-l spune conștiința ta. Și ține minte la Dumnezeu când îți faci temele, când
Nu când îți faci feciuicile. Nu? Așa atunci, să vezi dacă nu cumva ți se face rușine. Rușine? Pentru că nu numai că e examenul, dar e și bursă și îl lași pe ăla care a învățat, dar n-a mai putut și a luat numai 9 și tu ai copia și ai luat 10, nu? Deci, iată, de acolo pornim, de unde suntem noi, renunțăm la a face rău ca să ne fie bine. Și asta e care. Deci noi facem rău ca să ne fie bine. Niciun bine nu se realizează prin rău. Cum să înțelegem una dintre fericii? Fericiți cei săraci cu Duhul, ca celălalt din preția lui Dumnezeu. Măi, Vasile, poți să mă întreb pe mine așa ceva. Am eu față de om sărac cu Duhul. Nu vezi ce mândră sunt, nu vezi ce umflată sunt, ce se asigură că sunt. E o nădejde. Pentru mine, eu mi-am aleg altă fericire. Pe asta nu pot să o realizez. Așa că nu mă lasă. Vedeți, unii sunt mai bogați, unii sunt mai săraci și nu zice să... Eu n-am putut să-mi împart. Împart, deci voi împart averea la alții, dar nu... Așa, deci, întreabă-L pe Dumnezeu. Dom'le, cum vine chestia asta? Este atât de comunicativ, e atât de dornic să spună, pentru că fiecare fericire este grăită către tine. Eu și să știu răspunsul, tot nu ți-l spun. Sfinții nu te dau răspunsuri care să-i anihileze ucenicului mintea. Vezi? Ci te dau un răspuns care să-l provoace să-și folosească mintea, să-ți provoace să-și folosească puterile, să devină el însuși. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este grăit către fiecare om în parte. De aceea, nicio meditație a nimănui nu te va ajuta. Tâlcuirea Sfinților Părinți este adevărată, pentru că e în Duhul Sfânt și te învață, cheamă și tu Duhul Sfânt să-ți vorbească, intră și tu în Duhul Sfânt ca să auzi asta. Da? Și nu ne dă rețete de interpretare. Pentru că pe mine nu mă mântuiește un citat din Sfântul Siloan. Mulțumesc Dumnezeu că nu mi-a dat memorie, că vă umpleam capul, ați văzut scot fecioica când am ceva de zis. De ce? Pentru că Sfântul vrea să mă... Când citesc cuvântul Sfântului este să intru în Duhul Sfântului. Deci El îmi dăruiește Duhul Sfânt, intrarea în Duhul Sfânt, mă învață cum să fac, să-L dobândesc și să păstrez harul. Și nu gândește și dobândește Duhul în locul meu. Sunt două întrebări asemănătoare. Una dintre ele, cum putem scăpa de o imagine pătimașă care ne apare în minte? Asta e, așa, da. Cea de-a doua, cum putem depăși comportamentele puternic nerădăcinate? Și anume, visez că fac un anume păcat, îl resping prima oară, a doua oară, dar alții ceva le reprimez și sunt pe punctul de a păcătui. Da, sunt două lucruri diferite la un moment dat. Deci, cum putem scăpa de imaginea pătimașă? Demascând-o că imagine și despărțind înțelesul de imagine. Deci, nu un trup de femeie este imaginea pătimașă, ci semnificația pe care o dau eu și senzațiile și simțirea pe care eu am lipit-o de această imagine. Și atunci eu zic, Doamne, mântuiește-mă, scapă-mă, scoate-mi simțurile din această căpcană, vindecă-mă, și mă tot ajut să-mi duc privirea către altceva. Când privește o cruce, privește o icoană. De ce astăzi oamenii au nebunit? Se uită la multe imagini și mintea lor este răvășită și creierul lor este intoxicat și creștinul vine și își pune icoane pe toți pereții, pe fiecare milimetru și fiecare centimetru, vreau să pună și el cum era tradiția, l-a răsărit o icoană, două, nu? Bun. Pune peste tot. De ce? Pentru că imaginea icoană vindecă, alungă imaginile idolești, imaginile păcătoase. Și noi ne înfigem ochii acolo, și ne întâlnim cu Sfântul, ne întâlnim cu Dumnezeu, îl chemăm mai ușor și ne vindecăm. Aveți grijă să nu aveți multe icoane și să vă culcați fără să vă închinați la toate. Da? Este prețul, dacă vreți să-și facă efectul. Așa, deci această fugă și această vindecare și tehnic, rostirea rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase poate să te vindece, poate să te ajute să te elibereze comportamentele puternic înrădăcinate. Numele lui Dumnezeu arde rădăcina păcatului. Sfânta Împărtășanie arde rădăcina păcatului.
Și atunci eu cu răbdare rugam drept mereu numele Lui Dumnezeu către această, așa, în momentul în care comportamentul e în lucrare. Că dacă mă rog dimineața când mă trezesc și nu mă rog când am dus a treia halbă de bere la gură, nu se mai schimbă, nu se întâmplă nimic. Da? Pentru că setea aceea de stare de beție, eu dau Lui Dumnezeu ca viața mea și El se intre cu harul Lui și să-mi dea El ceva de băut care să-mi închidă pofta de bere. Convertirea înseamnă să convertesc exact patima, exact energia sfântească care e îndreptată către patimă și eu dau Lui Dumnezeu să o vindece și să o transforme în virtute. Că virtutele nu sunt făcute din alt material decât din materialul clientului care e ocupat cu patimile. Așa, și din coace cu visele, mai bine că visezi. Este, păi cum să scap? Adică gândiți-vă dumneavoastră, suntem într-o lume bântuită de pornografie, de imagini, de păcatul, de sfârâului, în forma lui cea mai ucigătoare. Nu? Și atunci, dacă cineva luptă și nu privește imagini în reviste, filme, canale, internet, și nu își face singur filme în cap, atunci subconștientul ăsta poluat și rănit și așa se descarcă prin vis. Și zic, Doamne, bine că a fost vis și nu a fost realitate. Da? Și mai ales băieții, n-am cum să nu viseze, sau să li se întâmple câte ceva, chiar fără și vis, să nu considerați că e păcat. Este o descărcare firească a unei tensiuni provocate de fire și nu este păcat. Da? Te speli, îți țergi nasul dacă ți-a curs nasul și cătă. Și zic, vai, îmi curge nasul. Și nu suntem murdari și murdare decât dacă nu ne spălăm. Da? Mai întreabă și la femeie, e murdară când e la menstruație? Da, dacă nu se spală. Care este diferența dintre smerenie și umilință? Păi smerenia ar fi, să zicem, a minții și umilința ar fi una întrupată. Da? Deci umilința e deja un mod de a fi. Smerenia poate fi o atitudine, să zicem, și umilința. Ele sunt cam sinonime, dar uneori le despărțim pentru că dacă ne gândim la umilirea cuiva, umilința nu e lucru bun. Deci eu mă pot umili, dar și aici sunt conotații negative, că atunci când mă umilesc, eu renunț la demnitatea mea ca să. E, aceea nu este umilința, aceea care este smerenie, și smerenia nu este asta. Smerenia este culmea demnității. Da? Și un om smerit poate să aibă umilință de o demnitate care te strivește, vorba lui Manezărescu. La mai multe amănunte, iar nu știu. Îmi pun întrebări de astea, nu am experiență, oameni buni în domeniul ăsta. Întrebați-mă de unde mă pricep și eu, nu? Dacă, deși știm rațional că sufletul trebuie să-L primească pe Dumnezeu, sufletul se încăpățânează și nu îl primește, ce este de făcut? Cum se sparge o inimă împietrită, dar teama cu care sufletul se luptă, cum se alungă? Păi primul pas ar fi să-ți asculți toate astea. Deci tu să fii atentă la tot aceste linii melodice din sufletul tău care cântă dezarmonic. Da? Am aici o coardă care vibrează de frică. De ce ți-e frică? Ce spune frica asta? Ce te anunță? Ascultă, să vezi ce te anunță. Apoi mai ai acolo o împotrivire. Ascultă. Ce? La ce se împotrivește? Și care e prețul? Ce se întâmplă când te-ai împotrivit? Cineva, drag mie, avea o poezie în care spunea, luați pe mine lespede acea grea împotrivire. Împotrivirea este o lespede pe sufletul meu, pe inima mea. Și milonosițele camatale întreba cine să ridice lespedea de pe mormântul Domnului. Când s-a dus, era ridicat. Nu te mai ridica. Doamne, scapă-mă, Doamne, miluiește-mă, Doamne, nu te vreau, Doamne, mă împotrivesc, Doamne, vindecă-mă. Pentru că în mine, iată, este și o coardă care vibrează de dorul tău, care ar vrea să te primească. Pentru că dacă n-ai fi vrut, mai că nu erai aici, nici nu puneai întrebarea asta. Și atunci te întreb și eu, tu cu cine ții? Ați
Ați afirmat că singurul loc pe care Dumnezeu l-a făcut prin retragere de sine este locul meu. Ce avem atunci comun cu Creatorul, care ne dă capacitatea de a-L vedea, cunoaște prin rațiunile lumii? Putem deveni ceea ce nu suntem în esență? Nu avem identitate de sine cu Dumnezeu? Aolea! Am încălcat. Și asta e numărul 1. Mai e și 2. Mai că mi-a făcut. Da, o luăm metodic. V-ați zis că am afirmat, da. Că singurul loc pe care... Da, așa și da. Ce avem atunci în comun cu Creatorul? Pe mine. Adică acest loc ocupat de mine este tot ce am eu în comun cu El la început. Deci El mă face pe mine, sunt creatura Lui și zice, uite, tu ești stăpânul acestui loc și acestei realități plasate în locul ăsta. Te investesc cu putere, cu autonomie, cu așa, și dacă vrei, eu pot să vin la tine și să locuiesc în tine. Dacă nu, eu te iubesc, te țin în existență, te conduc, așa, îți port de grijă, se numește pronie chestia asta, așa, da? Te mai judec din când în când, știți când se întâmplă lucruri, când avem noroc, este pronia lui Dumnezeu sub formă de judecat, ca să te trezești și El face toate lucrurile astea respectându-mi loc. Dar este însetat să intre în acest loc. Până acolo încât s-a făcut om ca să pătrundă în locașurile acestea închise bucuriei și iubirii lui. Formă, dar de aici încolo așa, ne dă capacitatea, așa este, putem deveni ceea ce nu suntem în esență? Sigur, categoric, altfel suntem ratați. Noi nu suntem ceea ce suntem, Dumnezeu este ceea ce este, eu sunt cel ce voi deveni. Și capătul devenirei este împărtășirea de Dumnezeu. Făptura mea, ființa mea se transfigurează, se îndumnezeiește și nu mai sunt ce sunt acum. Dacă diferența dintre omul așa cum este și omul îndumnezeit n-ar fi atât de mare, n-ar merita să pornim pe calea asta. Nu avem identitate de sine cu Dumnezeu? Ți-am zis eu că sunt și din ăștia aici. Sigur că nu mă mică. Sinele cu sânt mare e a lui și sinele cu sânt mic e al meu. Dar dacă vrei, zi cu sânt mic mare la tine și cu sânt mic la el, dar nu este identitate de sine, nu e identitate de persoană. Nu există, singura identitate sunt eu. Eu sunt identitatea, așa? Și ca să ies din această închisoare, voi face o călătorie către celălalt și voi deveni și alteritate. E complicat să vii la mine la cursuri, că te fac tobă de carte. Așa, numărul 2. Ați afirmat că adâncul minții e receptor de lumină și că mintea trebuie transfigurată pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Nu trebuie, că dacă ar trebui aș face eu, nu. Ci se va fi transfigurată devenirea lui Dumnezeu. Ce trebuie să fac eu este să mă curăț de patim, să șterg putrezele de muscă, știți, de pe bec, așa. După aceea să primesc lumina, iluminarea, în etapa de luminare, încep să intre în lucrare darurile Duhului Sfânt. Da? Alea pe care le-am primit la Mirungele, stau acolo în adâncul meu și nu lucrez. Și nu o să vă plată. Primul este temerea. Da? Dar nu frica de câini și nici frica că nu știu ce sens are viața mea, ci temerea de Dumnezeu și sunt 7. Apoi, după aceea, prin rugăciunea curată și prin deschiderea către Dumnezeu, dacă El vrea, și de obicei vrea, dacă El vrea, vine și mi se arată și mă luminează și mintea mea nu mai face nimic. Deci ea devine receptoare, da? Dar nu trebuie. Că tot ce trebuie nu ne face repulsie și devine rău. Se poate spune că îl vedem cu inima. Da, se poate spune că îl vedem cu inima pentru că mintea care îl vede pe Dumnezeu la cei mai mulți părinți este numită inimă. Acolo unde mintea este unită cu toate puterile sufletești. Eu nu pot să văd pe Dumnezeu dacă iuțimea, voința, pofta nu se curățesc de patim și nu sunt luminate de har. Este inima legătura cu Dumnezeu? Da, nu numai atât, este să lași, El e acolo de la botez. Poate fi vederea inimă în adâncul minții? Da, că e același loc. Bravo, mulțumesc. Le știe pe toate. De ce ne rugăm Sfinților? Este același lucru dacă ne rugăm acasă sau în biserică?
nu e același lucru. Deloc. Da? Acolo, acasă se roagă, ne rugăm acasă, este rugăciunea particulară în care noi activăm în mod personal și ne creăm viața în mod personal cu harul pe care l-am primit în biserică. Și dacă zicem în biserică și când mă rog acasă, sunt în biserică, pentru că sunt mădular al bisericii ca în comuniunea tuturor credincioșilor. Dacă vorbesc de biserică cu B mic, atunci este biserica unde mă duc să mă împărtășesc, să mă spovedesc și unde slujitorii lui Dumnezeu mă slujesc pe mine dându-mi harul pe care ne-l dă Dumnezeu prin taine. Și este o mare deosebire între cele două rugăciuni, dar nu se pot despărți. Este cam așa cum nu se poate despărți mâncatul de respirat. Da? Să zicem, rugăciunea din biserică e hrana și rugăciunea de toată vremea și în biserică și acasă este respirația. De ce ne rugăm la Sfinți? Ca să ne ajute. Măi, sunt oameni care se rușinează de chestia asta și nu au nicio rușine dacă au un văr primar să-i spună, vere, îmi dai și mie o casă, îmi dai și mie o vacă, că mi-am mărit vacă. Și deci, de unde să iau vere vacă? Păi iau și tu pe alugări de și dă-mi mie. Și nu e rușine. Așa e rușine să rage la Sfinți. Da? Ia de asta mie cu mătru. Care este relația între iubește pe aproapele ca pe tine însuți și stima de tine însuți? Ce înseamnă, de fapt, stima de sine de tine însuți? Slavă de șarpe. Da? Pentru că ce este stima de sine nu este iubirea sănătoasă de sine. Pentru că eu mă iubesc și când sunt nestimabil. Da? Și mai ales când nu sunt stimabil. Ia gândiți-vă, ce știu eu despre mine, nu vă străduiți să mă vorbiți de rău, că n-aveți atâta imaginație încât să... Așa. Deci, eu mă iubesc pe mine și când fac greșeli, și când fac rău, și când e foame, și când e rușine, și când mă doare și mă duc la doctor. Iubirea de sine este iubire de obicei necritică, da? Și foarte milostivă. Iubirea sănătoasă. Iubirea nesănătoasă de sine este nemiloasă. Nu e bună, nu e cea mai bună, n-ai făcut bine. Asta e vocea celui care m-a învățat să fiu bun, luni 10 și ajung în primă. Și mă critic pentru toate, mă judec pentru toate. Atunci nu mă iubesc și nu pot să iubesc nici pe ceilalți. Deci este ca pe mine însumi, adică fără să mă despart de tine. Așa cum am grijă de mine și iubirea nesentimentală, nepoetică, eu nu mă trezesc dimineața și zic, te-ai sculat, iubito, iau niște apă șoară. Și hai băbuță, hai să ne ridicăm că începe Sfânta Liturghie, nu? Asta. Și cu drag, nu zbucesc, nu trântesc, mă bușesc, că iau încet, mă țin cu bățul, mă iubesc, nu? Când mi-e somn, culc, când mi-e foame, mănânc, dacă trebuie să mănânc pe Domnul cu dragoste, îmi rab foapna și el. Deci este o iubire slujitoare, da? Slujesc neputința mea pentru că sunt chemată la mântuire, sunt chemată să intru în Împărăția lui Dumnezeu și dacă nu mă iubesc în mod sănătos, mă pierd pe cale, mă prăpădesc. Și atunci gândiți-vă, dacă facem asta și cu aproapele, nu o să zici, școală, tine simțitule odată când 7, nu o să spui că dor piciorușele sau nici asta, nici asta, ci cu aceeași îngăduință și cu aceeași dragoste nepătimașă. Da? Apoi asta crește. Părintele Sofronie spune că asta este nu este un mod de a iubi. Adică nu ca să compar cum te iubești pe tine și te iubești pe celălalt, așa cum am făcut eu acum. Ci este, nu există despărțire între mine și tine, suntem un tot organic, suntem omul, suntem și atunci dacă mă iubesc pe mine, te iubesc și pe tine în această, nu te despart de mine. Deci numai așa e posibilă iubirea de vrăjmași. Nu? Așa. Și stima de sine este acea străduință de a fi stimabil după niște criterii exterioare, după niște definiții exterioare, ceea ce este în locul acestei stime de sine pe care și a imaginii de sine pe care suntem nebuniți așa să le dobândim, există prețuirea de sine. Adică eu sunt o făptură minunată, sunt o făptură prețioasă pentru care Dumnezeu s-a întrupat, a murit și a dat viața, deci trebuie să umblu cu respect față de această făptură minunată pe care a făcut-o Dumnezeu. Și când mă iubesc așa pe mine, sunt responsabilă.
nu mi-aparțin, mi-am fost dăruită eu mie și sunt, am un dar de care dau socoteală. Ce ai făcut Siloana cu tine? Da? Nu știu niciodată sigur ce este bine și ce este rău. Mă gândesc întotdeauna cum pot avea certitudine. Da, uite, faci așa. Deci, a, are mare să trecea o poezie, nu o găsesc. Acum zice, Doamne, dă-mi darul de a lepevi pe toți cu, așa cum faci tu când dai ploaie peste cei buni și peste cei răi și o să-ți dau știința de deosebi. Da? Deci, ce faci? Nu mai aprecia tu dacă e bine sau rău, ci pur și simplu fac cu rugăciune și împlinind poruncile, fără să judeci dacă ai reușit sau nu. Că dacă ai făcut un lucru bun, mulțumește lui Dumnezeu, care ți se pare ție bun, conform percepției tale, mulțumește lui Dumnezeu. Dacă e un lucru rău, zic, opa, ce-am mai de învățat din asta? Și faci din acea greșeală, din acea cădere, o școală. Așa, școala aceea adevărată a vieții, că nu se mai repetă. Dacă nu facem din cădere și din ceea ce facem rău, o lecție, vom repeta mereu și mereu aceeași greșeală. Cădem mereu în aceeași groapă, facem mereu aceleași lucruri. Deci, așa, nu vom avea certitudinea că e bine sau rău până la judecata de apoi. Încearcă să ai răbdare. De ce este înfricoșătoare judecata? Pentru că noi vom vedea lucrurile așa cum sunt. Acum le vedem conform percepției noastre. N-am certitudinea că e bine, nici dacă părintele duhovnic spune bravo. Bravo, deci n-ai mai băut de 3 săptămâni, ci nu așa. N-am certitudinea că săptămâna viitoare nu duc din nou paharul la gură, da? Deci aceasta este, n-avem nevoie de certitudine, avem nevoie de credință. Maica, am auzit că imaginația este o poartă către iad. Putem spune deci că cei creativi sunt păcătoși? Unii, da. Unii foarte păcătoși. Gândiți-vă numai ce, câte filme distrugătoare se fac, câte lucruri, așa care sunt, astea sunt din creativitatea omului. Imaginația este și poartă către iad, dar și poartă către rai. Pentru că până când ajungem, până la înviere, imaginația va fi o lucrare, poate fi o lucrare bună, este o lucrare, o putere dăruită de Dumnezeu omului, chiar dacă s-a schimbat după cădere, e modificat în hainele de piele, dar nu există. Poarta către iad este felul în care folosesc eu ce am. Nimic din ce am nu mă duce în iad. Dar tot din ce am, dacă e folosit în mod pătimaș și egoist și așa, atunci ea poate mă duc în iad. Care iad? Acea neputință de a iubi. Deci tot ce te împiedică să iubești, să ierți, să binecuvintezi pe ceilalți, să fii sensibil la durerea celorlalți, este o pietricică în peretele iadului. Dar nu vă faceți iluzii. Iadul nu este un loc împrejmuit tare așa, ci cu o singură gaură în ușă prin care Dumnezeu să uită să vadă dacă ți-a făcut rău, pe cât ai făcut tu de rău. Iadul este o existență în dragostea lui Dumnezeu. Iadul este lumina necreată, energia necreată a lui Dumnezeu, care pe cei care l-au primit ca lumină îi luminează, iar pe ceilalți îi frige. Haideți să primim ca lumină. Cum? Cu nădejde. Diavolul este trupesc. Cum pot rădăi slăbiciunea mea duhovnicească astfel ca să mă atace? El are strategii de atac. Prin urmare, are ipostas. Aceasta în contextul în care Că rămân nu are ipostas. Diavolul are ipostas, că este un înger. Răul nu are ipostas, nu există de sine, ci este o lucrare a ipostasului Satana și a celor din curtea lui. Da. Diavolul nu este trupesc, este noietic, e mental, dar în comparație cu existența lui Dumnezeu, el este trupesc. Este o energie creată, iar diavolul devine și mai îngreunat, deci energia nu este întunecată, este către... Dar poate să ia trup și negru, și de pisică, și de șarpe, și de farfurie zburătoare, da? Și de extraterestru, așa, și de Pokémon, și de înger de lumină. Poate să se joace, pentru că noi avem o percepție gata să vadă
Minuni. Așa. Cum pătrunde în slăbiciunea mea duhovnicească, el depinde, pătrunde mintea mea. Eu sunt o realitate dublă, noetică, de spirituală, de gând, să zicem, și fizică, materială, perceptibilă prin simțuri. El n-are decât partea noetică. Așa cum eu aici mă lovesc de masă cu trupul meu, mă lovesc de obiectele materiale, așa mă întâlnesc în duhul meu, în mintea mea, în spiritul meu, cu existențele spirituale. Mai mult, Îngerul a fost făcut ca să vină către mine și să-mi spună voia lui Dumnezeu, să-mi arate voia lui Dumnezeu, să mă slujească pe mine, să primesc cuvintele lui Dumnezeu și să... Și deci el are acces la mintea mea. Da? Este prin creație. Prin cădere, el a fost oprit și acum e oprit. Deci noi avem în haina de piele, a pus Dumnezeu un sistem foarte minunat și complicat de selectarea percepțiilor, încât noi nu vedem și nu percepem ceea ce nu ne folosește ca să ne mântuim. Când se sparg aceste protecții ale creierului, ale minții, atunci avem vedenii, auzim voci, avem halucinații, care sunt halucinații din perspectiva mea, că sunt protejată de inhibiție. Dar pentru cel care le aude și le vede, nu sunt halucinații. Nu? Și deci noi suntem protejați, dar în același timp nu s-a anulat libertatea lor, care sugerează gânduri, ispite. Da? Ispituri, cum zice cineva la flora, și care sunt gândul ăsta. Dar gustă și tu, că n-ai să mori. Dacă faci o dată, trebuie să nu pățești nimic. Și după aceea zice, ai făcut, vai de capăt, s-a terminat. Deci aceasta este lucrarea. Lucrează prin gânduri. Are putere doar asupra gândurilor, da. Asupra gândurilor mărturisite și nu știu, asupra celor pe care le țin tăinuite. Deci, el are putere nu asupra gândurilor mele, ci are putere asupra minții mele în care își bagă gândurile lui. Dacă eu nu vorbesc despre gândurile mele și nu le materializez, nu le arăt, el nu le aude, nu are acces. În niciun caz nu are acces la gândurile și cuvintele din taina spovedaniei. De ce e taina spovedania? Nu că e secret să nu spunem la nimeni, să nu spună părintele ce am făcut noi, ci să nu spunem noi ce ne-a spus părintele. Că diavolul aude și se folosește de asta și ne strică planurile. Deci puterea lui nu e când cunoaște gândurile, cât că îmi bagă gânduri în cap pe care eu le cred ale mele. Aici este. Și el știe din faptele mele ce îmi place și ce nu îmi place și îmi dă gânduri acolo unde e imaginarul meu, unde e percepția mea, e bine înzestrată și zic așa este, știu, asta e. Și iau aceste sugestii ca realitate. La Dumnezeu nu merge cu poziția fotogenică, dar nouă ne place poziția fotogenică. Ce să facem? Dar păi mă tale alegi. Aici chiar că ești liberă să alegi. Dumnezeu sau lui Mamona? Nu. Deci, dacă te lași plăcută de Dumnezeu și te umpli de El, vei dobândi o frumusețe pe care nu, ploaia nu o spală, somnul nu o șifonează. Dar dacă te faci frumoasă, așa, dimineața s-ar putea să zică admiratorul Aulu, cine e băba plănța asta, că n-arăta așa seara, nu? Deci să fim oameni serioși și să ne orientăm către frumusețea cea adevărată. Asta nu înseamnă că nu contribuim la frumusețarea noastră după gustul vremii sau gustul nostru, că nu ne lăsăm fesul într-o parte că strigă mai ca la mine, că nu este bine. Chiar și noi ne uităm în oglindă, mai ales când ne punem chestiile alea de carton. Imposibil să nu te uiți, că altfel pleacă lumea din biserică, nu? Deci, nu. Când e dragoste și când e făcut pentru dragoste, nu este niciun... Să nu exagerăm într-o parte. Asta e tot. Pentru că noi ne mântuim cu toate ale noastre. Ce înseamnă, de fapt, să ai inima curată? Dacă nu știu. Dacă nu știu deloc. Știu ce înseamnă să ai mintea curată, am mai lucrat. Nu gândesc rău, nu primesc gândurile, bag Doamne Iisuse și sunt curată. Și când mă întâlnesc cu unul, mă numesc un cuvânt, zic, bă, ăsta de unde ești? Și că din inimă. Doamne, curățește-mă. Deci inima se curăță atunci când toate puterile sufletului se curăță. Cum vindecăm iuțimea? Prin răbdarea necazurilor. Prin răbdarea durerilor. Și te îmblânzești, maică, da, să rapsi. Nu o să imediat să închizi ceva, să-ți treacă sau să treacă. Cum ne vindecăm pofta?
prin mutarea poftei, punerea poftei în cui și mutarea ei către Dumnezeu. Da? Cum ne curățim partea cognitivă? Rugându-ne, citind cuvântul lui Dumnezeu, participând la Sfânta Liturghie activ. Știți cum să ne rugăm? Vă rog, dar activ în gând. Nu ziceți, Doamne, miluiește, dacă acolo se cântă pe glas pe 8 și dumneavoastră pe 18, că iese prăpăt. Da? Nu, se strică treaba. Dacă puteți să intrați în același glas cu strana, e foarte bine. Deci acest mod de a ne hrăni cu Duhul Sfânt prin cei care sunt mai bogați în asta, ne ajută să ne curățim mintea, puterile cognitive. Până când împlinim toate poruncile, atunci ne curățim inima. Pentru că poruncile nu sunt decât detergenți dumnezeiești pentru curățarea inimii. Poate un om să aprinde veioza unui alt om? Este un om demn de așa ceva? Numai dracu face ce se de asta, zice, aprinde-i veioza, nu? Și când face ala, poc, face scurcicuitul, când te face veioza lui, dracu zice, nu, mamă, nu te băga. Nu. Și un om, niciun om nu poate să trezească alt om. Poate să-i facă poftă, poate să-l... Dar poate să-și aprindă viața atât de tare încât să zice, stinge viața că nu pot să dau. Da? Era o dată lângă un bolnav și mi-a spus, părintele, să citesc satirea lângă el. Era după un accident cerebral și nu... Și la un moment dat zice, taci în mână, eu citeam în gând. Deci eu eram acolo, vioza mea aprinsă, pe el îmi dureau ochii. Și mă duceam și ziceam pe balcon. Și la un moment dat, într-o zi, zice, zi tare. Și a prins vioza singur. Dar nici eu n-am stins-o pe mea de frică. Dacă lumea contemporană nu se mai țin canoanele date de Sfinții Părinți pentru vindecarea de păcate grele, în special oprirea de la Sfânta Împărtășanie, cum ne va primi Dumnezeu? Celulare duhovnicul, dar rugăciunea și iubirea lui suflete fiecăruia în această privință. Mamaică, mine nu se vindecă prin canoane. Leacul vindecării este Sfânta Împărtășanie. Sfânta Împărtășanie vindecă, Dumnezeu ne vindecă. Canonul e dat ca să-ți păstrezi sănătatea. Deci, prima împărtășanie este ca la urgență. Ceea ce dacă te duci, te calcă tramvaiul și te ia în ambulanță, te duce la urgență, se uită la tine, ești rupt tot și ceva, ești făcut ferice, du-te acasă. Du-te acasă, pune-te pe picioare și vină să îți facem o tomografie, să vedem dacă are sechere. Da? Da. Întâi îl pune pe picioare, îl repară, așa și părintele. Întâi te povedește, îți vede pocăința, îți vede durerea, te împărtășește și zice, uite, ai făcut toate astea pentru că nu ai avut putere. Nu putem, măi, nu putem să facem. Uite ce ne dă Dumnezeu, ne dă putere. Aici, în limbrița asta, Dumnezeu ți se dă ție întreg, cu putere să nu se mai calce tramvaiul, să te uiți dacă e verde sau roșu. Da? Și dacă tu zici, să știi că aș putea să nu trec pe roșu. Dar cine mai spune dacă nu trec pe roșu? Dar așa o plăcere, simt că trec pe roșu. Da? Și tu ce te duci, ori nu te mai duci la povedeam, te duci și zici, știi ce, părinte? Eu am să trec în continuare pe roșu. Și zice, bine, fiule, după 2-3 ani mai vină și dacă ce bine călca de tramvai, eu te respect libertatea. Dar dacă vrei să nu te calce tramvai, abține-te să treci pe roșu. Jefește această plăcere pe care o ai când, fără curățirea prin spovedanie și fără Sfânta Părtășanie, nu putem să ne vindecăm. Din păcate, există o viziune despre împărtășanie că ar fi un premiu. Așa, sunt vrednic. Aceasta, vrednicia și nevrednicia sunt niște produse ale psihismului, sunt produse psihologice. Există un sindrom al optimismului psihologic numit nevrednicie. Eu nu sunt vrednică. Păi până nu ești învrednicește, fii harnic. Da? Fii harnic, fă ce îți spune acolo părintele să faci rugăciunile și ce așa și zi, după aceea în privința vrednicii, Doamne, vrednicește-mă în ziua aceasta fără de păcat. Nu zice, Doamne, stai acolo să vezi ce vrednică sunt eu, astfel nu fac nicio mișcare. Dar de obicei nu facem de azi, de luni, de mâine, s-a terminat, da? Asta e metoda diavolului. Deci, există această viziune despre merit și despre să ne pregătim pentru Sfânta Părtășanie. Cu adevărat să ne pregătim să fim responsabili și pregătirea este să conștientizăm că e viață și o să mor,
să conștientizăm că doresc și doresc viața și doresc să trăiască în mine și să trăiesc în el și în același timp să fac acea, să împlinesc acea poruncă groaznică. Să te împaci cu cei cu care te-ai certat, să ierți pe cei care te-au rănit și să nu ții supărarea pe cei care, pe care ai supărat. Atunci zici nu. Nu. Împărtășania de asta este o decădere a ortodoxiei, este... Nu. Aștept să fiu vrednic. Dar întâi să moară soacră mea. Ăia care m-au dat afară de la serviciu să-și pierde și ei serviciu, să-și rupă și eu la piciorul care m-a lovit pe mine cu mașina și cum mă poate mă mai gândesc și mă spodătesc. Ce zice? Zicea aici cu duhovnicul, să nu sărim peste duhovnici. Aici, rugăciunea și iubirea din sufletul, dacă ne ajută rugăciunea părinților și iubirea, ne dă viața. Deci părinții, duhovnicul când este părinte, când noi îl primim ca părinte, ne ajută să creștem în viața în Hristos, așa cum ne-au ajutat părinții să mergem, să ne... De aceea și lipirea noastră de duhovnic este puțin cam dependentă la început. Că ne... Și am vrea să fie tot timpul cu noi, să ne, să ne spună ce să facem, cum să facem. Și ieri spuneam cuiva că Dumnezeu, duhovnicul nu e GPS. Dumnezeu e GPS. Deci, duhovnicul te învață cum să folosești GPS-ul, da, să crezi în el. Și Dumnezeu zice, ce-ai făcut? Ai luat-o la stânga, ți-a rupt piciorul, ai murit pe cineva, hai că vin cu tine, dar le calculăm, că trebuie să ne întoarcem la traseul care duce în împărăție. Nu se scârbește, nu fuge după noi. Iar duhovnicul ne iubește, e prima iubire omenească necritică, care nu ne judecă, care nu ne... Și este o iubire nebună, ca al Dumnezeu. Adică te așteptai... L-am văzut pe părintele cum m-a admirat, că dat așa m-am dus întâi cu partea aia estetică. Am vorbit despre Simon Weil, despre o filozof, ce citise noi acolo. Și părintele citise tot înaintea mea și am zis, e ca mine, te deștept, așa o să ne înțelegem ăsta, da, duhovnic. Și cum să spun păcatele, a zis, dar ce să crede ăsta despre mine? Eu care i-am arătat partea mea înaltă, cum o să-i spun eu? Că păcatele mari le mai spui cu mândrie, că e pe unul care zice, părinte, eu am omorât. Și părintele zice, câți? Așa, pe când dacă spui, părinte, m-am scăpinat în ureche și mi-a curs sânge și așa, zice, ce rușine să spui că tu faci lucruri de astea atât de meschine, nu? Și facem niște lucruri de meschinărie ucigătoare și de care nu e rușine. Sunt și păcate cu care ne mândrim, dar păcate cu care ne este rușine. Și te gândești la imagine, ce o să zică și ce o să fac. Și știi că n-ai altă cale și când ieși de sub acoperământul ăla făcut special să nu vezi privirea critică a părintele, cum ai putut să faci așa ceva, când o dă deoparte și vezi cu câtă iubire te privește și gata, a dormit, în ce spune? N-am zis ce am spus. Și o doamnă care s-a spovedit prima dată în viața ei la părintele Arsenie Papacioc, am întins-o aproape, știți, am apăsat pe buton să-i aprind așa, du-te că nu ții cât îl mai așa. În sfârșit, de gura mea acolo s-a dus și a ieșit, bineînțeles, transfigurată și zice, am crezut că-mi pierd mințile. Zice, părintele se bucura când eu spuneam păcatele mele, avea o bucurie autentică și o vedeam pe față, o auzeam și la fel am întrebat, părinte, dar vă bucurați că am făcut toate păcatele astea? Zice, nu, doamnă, mă bucur că le spui. Păi zice, asta e minunea, să-ți vezi păcatul și să-l spui, asta este bucuria. Și la sfârșit, când a dat înflecarea, a plâns împreună cu ea și a cerut mila lui Dumnezeu. Aceasta este... Și atunci, părintele duhovnic ne iubește și iubirea lui, chiar dacă se aduce odată pe lună aminte de tine, e destul încât să te urmeze în drumurile tale. Și eu recomand celor căsătoriți să aibă același duhovnic, pentru că e singura iubire imparțială, adică duhovnicul ne iubește pe amândoi la fel, și pe el și pe ea. Da? Și avem încredere că ce ne spune și ce ne învață este pentru fiecare și pentru noi împreună.
Altfel nici iubirea nu este imparțială. Te duci la mama, zice, lasă mamă, că e nebun. Te duci la maică, zice, hai mamă, că e băiat bun, știi că el așa trebuie când era mic. Și nu, n-aș ar trebui să mai fie așa imparțial, dar de obicei ne alegem așa, că ori fratele lui bărbatul meu, ori prieten cu nevastă mea și nu pe criterii duhovnicie. Bun, mai departe. Mai avem vot până cât putem să stăm aici, mai atât. Puteți explica rugăciunea Sfântului Siluan, țineți minte în ea și nu deznădăjduim? Cum să scăpăm de gânduri în timpul rugăciunii? Eu vă spun cum am scăpat eu sau cum m-am împăcat eu cu ele, că nu scap mai ca așa. Deci eu citeam rugăciunea, am dăduse părintele rugăciunea, mă rugam și am citit în filocalie că dacă ai și alte gânduri, adio, nu ți-e primită rugăciunea și nu. Și am zis, eu mă rog degeaba. Cine nu zice asta, da? Și atunci eu, când părintele era departe, telefoane mobile nu erau și nu era greu să vorbești, și am zis direct la Dumnezeu, Doamne, ce mă fac? Și m-am rugat și așa, l-am întrebat ce să fac și mi-a venit o luminare așa. Eu mă duc la biserică, mă duceam. Și pe vremea, când mă duceam acolo, nu-i cum eu, el la noi în biserică acum, mă, era o hărmălaie. Bă, pune cuțe cu punguțe foșnitoare, cu primoase, dă-te mai încolo, pune tu, nu te mă împinge, dă-te mai încolo. Și dă-te, dă-te, bubul, nu dă-te, da, și mult mai tare. Dacă te duceai și la țară, la Paște, am fost la Înviere, la țară, veniseră cu cocoșul. Și erau mulți cocoși odihniți și multe femei obosite. Iau și dormeau pe jos și mai sporăiau, cocoșii vioi mai dădeau din aripi și când s-au apucat de cucurigat, nu mi-am mers să cred ăștia, n-am moțiunea de cotineață și biserică, nu. Ea apucă cucurigul, acolo fac cucurig. Și din când în când, când ieșea părintele așa și zicea, Hristos avea de asta, se trezea și zicea, au o fetică. Și când vedea că nu s-a terminat, se culcau la mine. E, cam așa arată mintea mea la rugăciune. Și am zis, na, ce mă fac? Și am o întrebare pe care vă pun și dumneavoastră, dar tu cu cine ții? Și am zis, ia să țin eu cu părintele. Și las babele și cocoșii și găinile și săvârle și să căpătăcească și să facă așa și eu țintesc atenția la părintele. Da, pentru că el mi-a aduce Sfânta Împărtășanie și cu cât sunt mai atentă la părintele, cu atât zgomotul acesta devine un zgomot odihnitor de fond. Dacă nu ești nevricos din fire. Și în felul acesta se întâmplă uneori să aud doar gândul rugăciunii. Se întâmplă uneori să nu mai percep gămătul sau forfoiala celorlalte gânduri. Dar eu cu ele nu mă cert. Am o pace și o liniște și o credință că ele sunt produsul creierului și creierul va fi mâncat de vermișori și când mi-o face Dumnezeu un creier nou, nu o să mai vrea gândurile. Așa, cu nu deznădăjduim, pentru mine iadul este spectacolul dinăuntru meu, dinăuntru inimii mele și de câte ori mă aud acolo, mă apucă deznădejdea, eu sunt asta. Și ca să nu deznădăjduiesc, eu îmi țin mintea în acest iad și nu deznădăjduiesc, asta folosesc, e un iadul din mine. Îți dispare în felul ăsta dorința de a ajunge odată sfânt. Da? Pentru că dracu te luptă ori, nu te mântuiești, orice sfântă ești. Și atunci eu am un bilețel cu, când zice că sunt sfântă, când lumea mă admiră și mă, oh, maică, când vă văd, așa. Eticheta, știți? Așa, eticheta de pe borcan. Și atunci eu nu fac listă la spovedan, dar am o listă pe care o scot atunci când mă vede cineva sau vrea să mă vadă. Când vrea să mă vadă cineva, eu spun, țin privirea acolo și mă las văzut. Uitați-mă, da? Că eu știu și atunci privesc mai cu drag. Mă gândesc ce-o fi și în ăsta, ce-o fi și la asta. Doamne, mântuiește-ne pe amândoi. Da? Deci asta este o modalitate de a nu deznădăjdui. Pentru că eu cred în mila lui Dumnezeu. Deci orice mi s-ar întâmpla, orice ce-aș descoperi despre mine sau despre oameni, eu cred, am cunoscut mila lui Dumnezeu și cred în ea. Și cred până acolo în cuvântul acela care spune că mai bună este mila ta decât viața. Viața mea a fost rea.
minunată, interesantă, întotdeauna a fost privită cu invidie, cu admirație, cu... dar ea a fost rea. Și acum doare și... dar mila lui este bună și intră în această viață rea sau proastă și știi ce face? O face bună. Așa e mila lui. Și fiecare să privească cum îl învață Dumnezeu și rugăciunea aceasta. Cel mai bine e să citim Sfântul Serban cât putem mai des, pentru că El intră cu mila aceea și rugăciunea Lui pătrunde în Duhul nostru și ne luminează fără să ne dea explicații. Noi avem așa o nevoie că emisfera stângă e deșteaptă tare, are cablu puternic și vrea să cuprindă tot. De? Și cum citește ceva, ați putea să ne explicați? Și povestea un părinte de la teologie când zice, după ce le-ai scris, spune, părinte, dar nu puteți să faceți o schiță așa, mică, clară, să pricepem tot? Nu putem. Care este diferența între a judeca un om și a alege dacă este bun sau rău, dacă este bine să stăm alături de el? Îl cunoaștem după roade. Când ne spune că îl cunoașteți pe omul, cunoașteți după roade, nu mă învață să-l cunosc ca să-l judec, ci ca să stau sau nu, să nu stau lângă el. Și acesta este un lucru foarte ușor de cunoscut. Există o voce delicată în noi, a intuiției mele, a îngerului meu păzitor și a lui Dumnezeu, care îmi spune fugi. Dar este o voce puternică a poftei, a dorinței și în care noi închidem gura acestei voci. O doamnă soție de alcoolic îmi spunea că soțul ei alcoolic este crucea ei, dăruită ei de Dumnezeu ca să se mântuiască. Și am zis eu, nu m-aș închina la un asemenea Dumnezeu. Adică m-a ales așa și să-mi dea nenorocitul ăsta să mă chimie toată viața ca să mă mântuiesc? Nu e drept. Și am zis, uite, nu e adevărat. I-a dus tu aminte, înainte de căsătorii, dacă ai avut așa o bănuială că ar fi bine să nu te măriți cu el. Zice, ba da. Adică ăla era Dumnezeu, zicea, Vasilico, nu lua pe ăsta că te nenorocești. Dar tu nu ai ascultat vocea, așa e, nu. De ce? Păi dacă îl iubeam. Acesta este răspunsul, da? Și atunci eu îl judec atunci când îi spun cum este. Ăsta e rău, ăsta e prost, ăsta e bețit. Și stau în brațma lui în funcție de darurile lui sau în funcție de misiunea pe care am. Că dacă e să mă mărit cu un alcoolic, e una, dacă este să la un centru de terapie sau sunt psihoterapeut sau sunt duhovnic, nu-l privesc la fel ca o viitoare mireasă. Deci depinde în ce postură mă așează Dumnezeu și viața și să nu judecăm. Deci când judec, fac aprecieri de valoare asupra ființei. Este așa. Da? Și asta este păcat. Sau și cum mai și eu o sândim. În ce măsură materialul genetic influențează sau aduce o predispoziție pentru anumite parte? Sunt amintiri și tipare pe care le moștenim de la părinți, care ne influențează comportamentul și din tot genomul ăla bogat și minunat pe care îl avem, noi citim o formulă. Acum s-a descoperit științific, pe la neuroștiința asta, că eu pot să citesc altfel genomul. Da? Sunt să fac niște lucruri și să citesc altfel. Și că eu aleg cum citesc. Și adică s-a întâmplat că la început semănai mai mult cu mama, acum parcă semeni cu tata și până termin viața să vedeți că semănăm cu toți și mai ales cu aia ne suferiți din familie. Că nu degeaba zice soțul copilului, tatăl copilului, zice semănă cu măta și ea zice semănă cu tata. Așa este. Deci luăm aceste, dar noi putem să modificăm asta pentru că harul ne scoate de sub lege. Informația genetică este o lege biologică. Dar harul ne scoate din lege și pot eu să devin stăpânul acestei cele. Și dacă fac asta, eu voi fi credincioasă peste puținul care mi-a dat genomul meu și trupul meu și voi intra în bucuria Domnului și după aceea voi fi stăpân peste multe. Da, se poate îndrăzniți, nu prin operații, să scoată genele. Să vă puneți altele. Să fim sinceri cu noi înșine. Ai nevoie de puțină cruzime. Nu? Fără această luciditate care merge spre cruzime, nu poți să fii sincer cu tine. Să te întrebi așa, mă, dar ce mi se mie din minciunica asta? Și faci un inventar. Astăzi m-am mințit că nu face nimic, că Iorel
deși mă iubește, a scuipat pe stradă. Dai băiatul. Să știți că e băiatul. Scuipă din când de când ai băiatul. Da? Formă, dar ne iubim, are niște ochi așa frumoși, dar nu ne potrivim chiar peste tot. El ascultă manele, eu ascult Bach. Dar e băiat mult, să știți. Bine, dacă tu zici că e băiat bun, nu? Și după aceea, așa, el se duce la meci, tu te duci la concert, el mănâncă semințe, tu bei vodcă și ajungem în iad. De ce? Pentru că nu am ținut cont de aceste informații, de aceste amănunte și n-am fost sinceră cu mine. Pentru că m-am mințit că ce? Eu am să-i aprind pe Iosa. Eu am să-l vindec, eu am să-l schimb. Și să știți că uneori reușim, mai ales bărbații reușesc să schimbe femeile. Și ce credeți că întâmplă după ce o schimbă? Face ca Dan Spătaru. Știți, când eram atâna, cânta asta un cânt, îi zicea, de ce nu ești ca prima zi? Cum lupți cu deznădejdea? Chiar dacă te rogi, ea nu dispare. Cum te vindeci de mâhnirea în crea? În anumite, când întristarea pentru cele din lume se repetă și e mare, putem ajunge la deznădejde. Asta este o boală și de obicei este, facem rost de ea încă din copilărie, când durerile și întâmplările nefericite sunt atât de multe și ne copleșesc și noi tot ne încordăm crezând că va fi bine, că tata o să lase de băut, că multe, multe alte lucruri se întâmple și ființa noastră obosește foarte tare nădăjduind haotic, hăbăut, lucruri care nu se pot întâmpla. Și dacă eu ajung să consider că fericirea pentru mine e posibilă dacă tata nu mai bate pe mama și nu mai bea, eu nu voi avea altă cale decât să cad în deznădejde. Ca să mă vindec, am nevoie la timp să spun, e dreptul lui să facă asta. Eu, nădejdea mea nu e legată de ce face el sau ce face celălalt, asta e sclavie emoțională, ci bucuria mea asta e lucrarea mea. Ce atitudine am, cum mă rog, cum mă rapt, cum mă apăr, cum plec, cum mă realizez pe mine, cum mă vindec pe mine. Da? Dacă deznădejdea a ajuns la stadiul de boală, atunci apelează la ajutorul unui medic. Eu am trăit deznădejdea până la depresie, apoi am ajuns, fantaxiei gata, s-a dus acolo, am căzut în ipocondrie, sindrom depresiv cu fenomene atipice, m-am internat la nebun, am stat cât mi-a prit, păi m-am zis, știți ce, eu m-am prefăcut că-s bolnavă. Nu sunt, niciun nebun nu zice că e bolnav. Și domnul doctor Cot Andreț, așa de specialist, zice, pentru asta v-am și tratat. Și deși mi-au făcut niște tratamente barbare, pentru că acum sunt tratamente delicate în psihiatria modernă, atunci erau șocuri cu insulină, comă, deci te omora și pe urmă te scula din morți, băgându-ți ceva în sânge, glucoză, cred, și îți mureau niște neuroni care te incomodau. Mamă, și mi-au prăjit la neuroni, dar vorba unei măicuțe zice, asta să vă urmați destul. Dar acum am mai aflat și de plasticitatea creierului, că se regenerează și neuroni, și niște antidepresive foarte puternice. Ce mai aveam toată șansa să rămân tâmpită toată viața, dar mi-am dat seama că nu-i comod. Nu-i comod să fii tâmpit și i-a scăpat. Da? Deci, această apelare la ajutorul celorlalți ca să ieșim din fundăturile deznădejde și depresie este obligatorie. Și Dumnezeu lucrează și prin oameni, lucrează și prin specialiști, dar să fim în legătură cu El, să împărtășim toate fricile și toate gândurile noastre și să ajungem să ne dăm seama că este o boală a percepției. Că ce ne sperie, ce ne doare, ce ne amenință, nu e adevărat. Este un mod eronat de percepție. Și vorbeam cu cineva zilele trecute că dacă vrei să ai eficiență, nu mai gândi așa mult. Oprește, nu gândi dacă vrei să fii eficient într-o problemă. De ce? Ca să ajungi la un rezultat. Și aici la fel. De ce? Noi când gândim, de fapt, gândim cu piesele din imaginar și sentimentele noastre sunt încă legate de aceste imagini. Și dacă eu imaginez că nimeni nu mă iubește, deznădejdea mea, frica mea că nu mă iubește nimeni și că nu-ți spună de nimic,
e lipită de această imagine mincinoasă și o trăiesc ca și când ar fi adevărat. Și dacă cineva îmi spune ce mult te iubesc, ce îmi place cum ai făcut cu lucrul ăsta, zic că ori e prost, ori mă minte. Deci că n-am percepție pentru așa ceva, nu sunt obișnuit cu așa ceva. Și așa că avem nevoie de ajutor să descoperim că în modul în care cunoaștem e bolnav, că percepția noastră este bolnavă și asta e slavă Domnului. Sunt multe terapii din înțelepciunea seculară care îl ajută pe om să-și verifice percepțiile, să-și vindece percepțiile, căutați terapeuți și medici care să aibă credință, care să se roage și care sunt ortodoxi pentru că sunt în biserica ortodoxă și se împărtășesc și trăiesc în credința și în Hristos și atunci și metodele lor vor fi ortodoxe. Și tratamentul lui va fi și te va pregăti pentru adevărata vindecare pe care o face numai Dumnezeu. În capul meu, psihologii și psihiatri sunt diavoli. Și care pregătesc omul pentru eu. Sunt un slujitor al lui Dumnezeu pe care îl pregătesc pe om să se ducă, îi spun care e cel mai bun spital și care e cel mai bun doctor. Da? Doctorul Dumnezeu și mai găsesc și câte un felcer care e duhovnicul, îl aglomerez pe lapte, nu mai știe pe o să scoată pe trafilul. Cum ne putem întări voința de a face cele bune, de a ne ruga mai mult, de a-i mângâia mai mult pe cei de lângă noi? Darul discernământului vine unul din darurile Duhului Sfânt și n-apare din prima. La început trebuie să luptăm cu patimile. Deci acum nu mă rog cu rugăciunea, cu tăcerea minții și cu rugăciunea isihastă, că n-am minte. Mintea mea e în percepție, în imaginare, ci mă rog acolo unde sunt. Mă înfurii, Doamne, scapă-mă, nu mă lăsa să mă mor, că mâine-mi trebuie. Da? Mi-e poftă, Doamne, oprește-mă, nu mă lăsa, că pe urmă o să-mi facă rău. De câte ori mănânc chestia asta care îmi place foarte mult, a doua zi mă doare fierea și, vai de capul meu, trei zile sunt pe targă. Deci lucrez cu rugăciunea acolo unde. Rugăciunea numelui lui Iisus nu este doar rugăciunea Sfântului Grigorie Palama, la nivelul la care era el, ci e rugăciunea care coboară în neputința noastră, în prima etapă, rugăciunea curăță. Apoi luminează și apoi devine curată și devine receptoare de lumină necreată. Deci când te mâni sau când faci rău aproape, arată-le Dumnezeu, Doamne, uite ce fac acum, vindecă-mă. Eu am o iuțime, lumea zice mânie. A mea e iuțime, știi, sunt plină de ardoare. O ardoare care debordează către cel care mă înfurie. Dacă n-ar fi mânie sfântă, aș zice că sunt împătimită. Da, e mânie sfântă, vă dați seama că e a mea. Da. Încât câteodată mă uitam la victimă și ziceam, Doamne, să trăiască și după asta. Nu, de lovit n-am mai lovit de când am plecat de acasă, când îi băteam pe frații mai mici, așa și pentru care m-am pocăit, am plâns la, când am ajuns la credință. Dar a face binele cu forța era puterea mea numărul unu. Mă trebuie să-i mântuiesc pe ăștia. Nu se poate, da? Da. Și iubirea, rugăciunea m-a învățat și mi-a dat o simțire, o bănuială, o adiere a ce simte celălalt. E amețitor. Și atunci te rogi ca pentru tine. Păi ce mie mi-era bine când țipau la mine ardoriștii din neamul meu, nu? Care m-au altăit pe această ardoare, nu mi-era. Și atunci, la început prin analogie și apoi printr-o simțire în rugăciune, simt frica celuilalt, durerea, revolta, sila, ce-i produce. Și rugăciunea mea, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne, oprește-mă, Doamne, vindecă-mă, face ca uneori să mă opresc. Acum Dumnezeu mi-a mai tăiat din elan, așa am mai puțin ardoare, am mai cotonocit Dumnezeu. Deci ori mă opream la timp, ori mă opream la jumătatea drumului, ori îmi făceam tot numărul, dar efectul nu era același. Pentru că Duhul din spatele acelei mânii nu mai era un Duh de putere, de mântuire a celuilalt sub puterea ta, sau putea să fie și o cruzime pe care eu dădeam numele de ardoare mântuitoare. Nu avem încredere, mamă, percepția, știți, nu? E bolnavă. Și deci rugăciunea în chiar timpul furiei, rugăciunea în chiar timpul poftei, rugăciunea în chiar momentul ispitei. Ești ispitit să bei
cel care practică abstinența zice, Doamne ajută-mă să nu înghit acum, să nu duc acum paharul înapoi, astăzi, și pune la loc. Și uite așa, în primele luni, trăiește cu această rugăciune fierbinte să nu ducă paharul acum la gură. Că știți după aia, zice, ai, dacă tot am gustat, dar să mă duc până la capăt. Deci aceasta este lucrarea rugăciunii. Acolo intri, în momentul ăla, și te vei ruga curat pe măsură ce vei face curat în timpul zilei, în acestea. Atunci vei face curat. Apoi, când te așezi la rugăciune, întâi liniștește-te. Deci stai acolo în fața lui Dumnezeu și arată-te cu toată forfota, cu toată durerea, cu toată furia. Și dacă ai multe pe suflet, povestește ce ai pățit. Să te plângi și la rugăciunea asta poți să și bârfești. Da? Că zice, bârfa asta în fața lui Dumnezeu devine rugăciune. Cu condiție să zici, Doamne, știi ce mi-a făcut șeful astăzi? Începe cu Doamne, nu? Așa. Și spunând în loc în fața lui Dumnezeu și fiind ascultat activ. Dumnezeu ascultă activ, tace și te ascultă. Tăcerea aceea din adâncul sufletului este urechea lui Dumnezeu. În momentul ăla tu poți să devii atent la tăcere și să auzi auzul lui Dumnezeu care te aude și te mângâie. Și apoi ne poți să începi să te rogi, dar sunt obosit. După ce ai făcut afătălit, apoi să zicem că ești rece așa la inimă. Nu se poate să n-ai un sfânt sau un părinte care te încălzește inima. Citești puțin din Sfântul Siluan sau ce te încălzește pe tine? Din Scriptură, ce te încălzește? Citești puțin. Cât să te încălzești? Deci intri în Duhul celui care scrie, care este acolo. Apoi începi să zici, Împărate Ceresc, și după a terminat rugăciunea, zici, păi ăsta sunt atât de obosit, eu nu mai pot. Nu mai pot, sunt obosit. Și asta poate să fie o percepție sau o realitate. Ce faci? Verifică percepția. Și zici, Doamne, sunt atât de obosit încât nu mai zic decât psalmul 50 și mă duc să mă culc. Da? Rugăciunea de seară, toate alea lungi și multe, nu le spun. Da? Nu să mă culc. Dacă ești obosit, după ce ai terminat psalmul 50, te duci în pat ca și când ai fi stat la o priveghere de toată noaptea. Pentru că Dumnezeu îți cunoaște oboseala, vrea să te mângâie și zice, dorm tu că eu te veghez. Dacă e ispită de la dracu, după ce ai zis psalmul 50, nici nu știi când a trecut o oră de rugăciune. Pentru că diavolul, prin această forțare a ta, prin această silire a ta, a fost aluncat. Mai 10 minute mai stă. Când nu te-au astea afară? Până la 9 se pare. Dacă mai rezistați, nu aveți decât. Eu mai pot. Zima. Așezăm binele personal în binele neamului. Mântuirea proprie în mântuirea neamului. Când binele personal trebuie sacrificiu pentru binele neamului? Eu sunt una cu toți oamenii, sunt o legătură armonică, organică cu ei și mai ales una cu neamul meu. Și astăzi se fac multe descoperiri din astea, din înțelepciunea seculară a celor care lucrează cu suferința umană, care ne confirmă asta că suntem una, cum zice Sfânta Revelație. Păcatele strămoșilor mei sunt ca și păcatele mele boli. Bolile au efecte asupra firii. Dacă o boală nu este vindecată de cel care s-a îmbolnăvit, o transmite mai departe. Traumele suferite de bunici, de străbunici, de părinți, de frați, de surori, dacă nu sunt vindecate în Hristos, prin pocăință, dezlegarea de la părintele, mărturisire și responsabilizarea pentru ele, ele se duc la ceilalți. De aceea, cei mai mulți avem probleme de sănătate sufletească și psihică, dacă înaintașii noștri au traume mari și au rămas secrete. Incest, crime, prunci uciși și neplânși și nepocăiți, terbedei și răi din familie de care n-am mai auzit nimeni. Am auzit că am avut în neamul nostru pe unul care fura, mințea, și dar noi suntem un om neam foarte cum se cade. De ăla nu vorbește nimeni despre el pentru că și atunci ăla este o traumă nevindecată, neasumată, nu s-a pocăit și nici nimeni nu s-a pocăit pentru el. Când eu fac parastase, eu mă pocăiesc eu pentru cel pentru care mă rog. Îl rog eu pe Dumnezeu să-l dezlege
și îl dezleagă pentru pocăința mea, pentru schimbarea minții mele. Și eu, rugându-mă pentru el, îi rezolv problema lui în mine, care sunt încă vie și pot rezolva probleme, și mă eliberez. Alminte, apasă asupra noastră ca un blestem. Și aici sunt multe de făcut, cred că nu putem răspunde. Dar aș vrea să faceți deosebirea dintre jertfa pentru cei pe care îi iubim și sclavie emoțională. Ne jertfim atunci când jertfim timp să ne rugăm pentru ei, jertfim puterea sufletească să iertăm, jertfim bani să-i ajutăm când au nevoie, jertfim timp să le ascultăm când se plâng sau când așa, dar în niciun caz nu este jertfă sacrificiu de a nu mă mărita ca să rămân cu ei, ca au zis că tu ești fata noastră, ajutor la bătrânețe, așa, și să nu mă însor pentru că rămân cu ei, și aceasta este dependență, sclavie emoțională. Și avem nevoie să ne vindecăm. Dacă un cerșetor despre care știm că este fals ne cere bani, cum să procedăm? Da. Dacă da, mă simt rău, dacă nu da, mă simt tot rău. Ce ar trebui făcut? Să lucrezi și la simțirea ta. Eu am făcut așa, dacă eu nu prea am bani, dacă am mulțin la mine, așa că am buzunare pentru alte artiste, și un cercetător mic așa și stețel așa zice, dă-mi și mie un bani. Și am zis, uite, eu îți dau toți banii pe care am eu, dacă îmi dai și tu toți banii pe care ai tu. Zice, și câți ai? Avea 3 lei. El avea 40 și hăt de lei. Și se uite la așa, zice, nu-mi convine. Nu-mi convine. Zic, nu faci așa timpul. Și zic, dacă ai atâția bani, de ce ceri? Păi să avem și noi acolo. Și zice, dar mie mi se pare că te cunoști. Eu cred că te-am văzut la televizor. Și mă, dar tu ai televizor? Păi cum fără televizor? Păi zic, eu n-am televizor. N-ai televizor. Hai să-ți dau banii. Deci, așa, poți să-i dai, Doamne, miluiește, Doamne, iată, Doamne, mă spovedesc ție acum în fuga și spun că eu cred că ăsta are bani mai mult ca mine și nu-i dau. Iartă-mă, binecuvintează-l, dă-i bună ziua, dă-i un zâmbet. Dacă nu poți, strâmbă-te la el și pocăiește-te. Sau dacă nu, folosiți tehnica mea. Mamă, de o viclenie, că de-aia tresarea când zice, vai vouă, fariseilor și cărturarilor. Așa? Că eu când văd un cerșetor, mă fac că am treabă pe partea el. Și merge, merge. Nu avem ce face, suntem slabi. Nu-ți face probleme. Adică renunță la această sensibilitate care nu-ți face bine. Cum poți să te accepți pe tine însuți așa cum ești și să nu-ți mai dorești să fii special? Cum îți dai seama că poți deveni mai bun într-un domeniu cu adevărat și că nu te supra-soliciți de mândrie? Păi, acceptarea asta de sine nu este ca să rămâi așa. Dorința noastră de a fi mai bun este sfântă. A pus-o Dumnezeu în noi pentru că dorința noastră este să fim ca Dumnezeu, adică nu ca șeful, ca mai ca Siloana, ca Vasile din parcare, nu, care tare mereu are locul cel mai bun, nu, ci ca Dumnezeu și să nu stingem această dorință și să așteptăm cu nerăbdare, cu dragoste și cu răbdare să vedem cum vom fi, cum vom deveni și să facem cele pe care ni le recomandă Dumnezeu ca să ne împlinim asta. Nimeni nu poate să-mi ia locul din simplu motiv că e sub mine. Dacă mă împinge, o să ia locul pe scaun, dar nu locul meu care va fi în șanț unde m-am prins. Nimeni nu, stați liniștiți, nu ne-am numit locul. Totul e ca eu, în locul în care sunt, eu să fiu cu Dumnezeu. Să-L chem pe El acolo, că El este, El mă vede special. Eu mă accept așa cum sunt ca să mă dau lui Dumnezeu și nu ca să rămân așa. Pentru că eu cred că El mă vindecă, El mă sfințește, El mă înfrumusețează. Dumnezeu mă iubește așa cum sunt, ca să mă facă așa cum nu sunt. Nu să umplu la raiul cu caricaturi. Să zică, hai, intrați și băteți-vă, faceți ce aveți de făcut acolo, că eu, tata, vă iubește. Nu? El mă iubește așa cum sunt, eu nu mă iubesc așa cum sunt. Da? Și acest realism duhovnicesc este să mă accept așa cum sunt, ca să devin cum nu sunt. Sunt bolnav și accept că sunt bolnav ca să mă fac bine. Nu necă-s bolnav și mă trezesc gata mort pe vorba lui Sancho. În lupta cu gândurile rele, dacă le opunem pe cele pozitive, e zvârteșul. Nu este mai bine dacă le ignorăm și lăsăm să dispară?
Nici vârtejul nu e bun, nici ignoranța nu e bună. Una te nebunește și cealaltă te sfințează. Nu. Roagă-te bre. Adu-L pe Dumnezeu. Gândește-te la Dumnezeu. Atât. Nu ne împotrivim lor, ci ne rugăm să ne scape Dumnezeu. Nu le ignorăm, pentru că ele vin sub o formă bună. Deci dacă nu, tu ignori gândurile rele, ele vin sub formă bună. Mamă, dar ce discernământ ai? Dar ce putere ai, mai da, gata, nu mai ai niciun gând. Bravo, să știi că Dumnezeu te ia, te pune în calendar și scrieți acatistul că s-ar putea să nu scrie frumos, să fie fără... Să știți, dacă aveți de gând să ajungeți sfinți, faceți, apelați la un poet de talent să vă facă acatistul, că unele sunt foarte prost făcute. Și zici, Sfinte, ce bun ești tu și milostiv că nu te îngrozești când eu citesc ce creația aceea. Cred că-s traduse unele prost. Da. Deci nu, nici una, nici alta, ci rugăciunea. Credeți că este bine să ne rugăm pentru căsătorie sau trebuie să ne gândim că lucrul acesta va veni de la sine? Câteodată vine de la sine, câteodată nu vine de la sine. Este bine să te rogi și după aceea să zici, să-i spui lui Dumnezeu tot. Pentru că această lăsare de la sine poate să fie o catastrofă, să fie sinele tău și nu sinele unit cu Dumnezeu. Rugăciunea îți deschide sinele către energia necreată a lui Dumnezeu. Și tu îi spui, Doamne, aș vrea să mă mărit și dacă nu știi cu cine, te sugerez eu, Ionel, e numai bun. E adevărat că nu mă iubește pe mine, iubește pe colega mea. Dar tu ești tot puternic și bun și ai să transfer pe prietena mea la Timișoara și ai să deschizi ochii să vadă cât sunt de frumoasă și de bună și mai ales cât sunt de potrivită pentru el. Sunt femeia viselor lui, dar el nu s-a trezit din soară. Am făcut această rugăciune care e plăcută lui Dumnezeu, râde în bogote ca și noi, că îi place să se bucure și pe urmă zicem, da, facă-se voia ta și nu a mea. Amin. Să nu ne rușinăm să-i arătăm bazaconii noastre lui Dumnezeu, da? Pentru că e creativitatea noastră, dorințele noastre. Dar să nu ținem morțiși la ele, să-i lăsăm și în loc să ne aducă varianta lui. Frica care ne oprește să ne angajăm la unele lucruri bune în viață poate fi din amăgirea percepției. Cum putem să depășim această frică și să nu ne iasă în viață? Există o frică bună și o frică proastă. De exemplu, dacă ți-e frică să fii manager, se numește șeful? Da, manager. Ascultă glasul acestei frici că s-ar putea să fie glasul înțelepciunii. Da? Care zice, mă, nu te înfige. Că nu te pricepe. Dar ce mai proastă ca ea? Da. Și nu cred. Bine, atunci hai, luptă-te, ajungi manager și ai să vezi. Ești în stare să recunoști că ai dat în bară? Da, Doamne. Bun, atunci merita să ajungi manager, pentru că altfel ai fi murit cu dorința de a fi manager. Și mureai în percepție falsă. Așa zici, Doamne, mulțumesc că am gustat, am văzut. Ia să văd eu ce pot să fac acum cu darurile mele și cu creativitatea mea. Aceasta este frica bună și pentru că eu nu știu exact dacă e bună sau nu e bună, așa pot să și încerc să fac lucruri. Frica rea este aceea care are niște voci în spate care zice, tu nu ești bună de nimic. Tu n-ai să reușești. Asta e vocea mamei, vocea tatălui, vocile critice, educatoare, care ne-au programat spre reușită sau nereușită și de care trebuie să ne eliberăm. Ce facem cu frica? O ascultăm, o contemplăm și o dăm lui Dumnezeu. Deci inima aceea se curăță prin două lucrări extraordinare, prin contemplare și răbdare. Frica care nu are obiect, mi-e frică, am o angoasă. Aceasta se vindecă prin contemplarea în rugăciune. Și atunci vom descoperi fiecare originea fricii, fie pur și simplu faptul că eu am un motiv real de frică și ajung să-mi cunosc frica cea bună. Ce face frica cea bună? Mă avertizează că pe acolo nu-i de bine, că sunt în pericol.
Și atunci pe aceasta o ascult. E frica pe care mi-a pus-o Dumnezeu încă de la început, pentru că pericolul exista chiar și în rai. Să vină vrăjmașul și să mă păcălească, nu? Și atunci eu mă voi contempla frica, voi afla în rugăciune dacă e bună, dacă mi-e de folos sau nu, și îl voi ruga pe Dumnezeu să mă vindece. Dumnezeu este, v-am spus, săritor până peste poate. Și zice, da, te vindec, dar știi care e prețul? Să înduri exact de ce ți-e frică. Oh, oh. V-am să zic că este o frică de ceva care nu-mi convine. Și nu pot să scap de asta până nu înfrunt realitatea care nu-mi convine și nu o rabă. Da? Și aceasta e frica aceea de care, de ce ți-e frică de a nu scapi. Da? Pentru că eu am o lecție de învățat. Eu trebuie să rab anumite lucruri ca să devin pe un nivel mai înalt al devenirii mele, să mă nasc la o nouă realitate dinăuntru meu. Și fără să îndur un necaz, fără să îndur o boală, fără să îndur întâmplările nefericite, eu nu pot să cresc. Și dacă mi-e frică mereu că voi avea necazul, mi-e frică mereu că o să pierd banii, că o să mi se întâmple asta și asta și asta, eu o să mă conserv, dar nici nu o să trăiesc. O să fiu într-un borcanel cu spirit. Și atunci, aceasta este prețul de vindecare de frică, întâmplinând așa. Un exercițiu amuzant de la seminarii de formare, dezvoltare personală e să iei o frică și să te gândești, mi-e frică de asta și îți imaginezi că s-a întâmplat și te apuci să scrii 10 avantaje din întâmplarea de care ți-era frică. Te știi uimiți câte avantaje putem avea dintr-o întâmplare de care ne temem. Spor la treabă. Care sunt pașii pentru vindecarea unei depresii? În primul rând, comunicarea cu cineva care are metode, instrumente să asculte sufletul depresiv. Omul aflat în depresie are un comportament care îi face pe toți din jur să fugă de el. Și asta îi accentuează depresia. De aceea Dumnezeu a rânduit oameni care au urechi pentru depresiv. Deci căutați o ureche care să vă asculte. Apoi vorbiți lui Dumnezeu despre asta și dacă boala este atacat echilibru hormonal, echilibru creierului, apelați la... Eu s-ar putea să greșesc. Eu sunt sigură că sunt oameni care se vindecă de dezechilibre chimice și biochimice prin rugăciune, pentru că acestea două se leagă, nu, între ele, dar eu nu am încredere că un depresiv și nici măcar eu pot să mă rog atât de tare încât să-mi schimb, să citesc altfel genom. Și am încredere că ajutându-mi trupul printr-o hrană sănătoasă, printr-o plimbare, printr-o discuție, printr-o convorbire, printr-o atenție care mi se dă, printr-o substanță care îmi reglează echilibrul chimic și având și experiența pe care am eu, unde diagnosticul nu era de melancolie legoasă, nu? Ci de schizofrenie păguboasă. Și atunci, dacă cu mine a fost posibil și cu tratamentul acela sălbatic și Dumnezeu m-a dus la bucurie și sunt bucuroasă chiar și când mă doare peste tot, atunci înseamnă că și dumneavoastră puteți. Dar rugăciune și să vă îndrume Dumnezeu pașii către calea care vă duce vindecare. Dacă nu sunteți chiar depresivi în felul de depresie, ca boală psihică, ca psihoză sau nevroză, puteți să vă vindecați și singurei renunțând la rumegarea gândurilor. Nu însă să înlocuiți cu rumegarea gumei de mestecat, că scăpați de depresie și intrați în pancreatită, da? În care multe euri și vă face rău. Deci să nu mai rumegăm gândurile triste, să nu mai rumegăm mereu și mereu aceleași gânduri, pentru că din aceste gânduri pe care le rumegăm se naște o stare sufletească care ne adâncește tot mai mult în întristare sau depresie. Ai nevoie să consulți un duhovnic să vezi dacă nu e patima. Sunt oameni care sunt triști din patima și trebuie să vedem. Nu e ușor să dai un diagnostic de la... Da. Schimbarea duhovnicului când tratamentul pe care îl primești nu lucrează este păcat? Cum sau ce trebuie să simțim ca să păstrăm un anumit părinte ca duhovnic? Schimbarea duhovnicului nu este păcat decât atunci când o faci ca să ascunzi un păcat. În orul ăsta nu-i spun că îl cunoaște și pe tata și pe mama și nu spun asta. Dacă găsești unul, mă duc undeva la munte, într-un schit, îi spun păcatul și o șterg.
Da? Atunci acesta este păcat. Dar dacă te-ai mutat dintr-un oraș în altul, dacă ai un duhovnic la Sicăsria Pumnei și stai în București și te duci la Sicăsria Pumnei din când în când, duhovnicul se va bucura dacă te mai spovedești în București la cineva și cel care te primește în București se va bucura că ai un duhovnic la Sicăsria Pumnei și s-ar putea să zică, mă duc, merg și eu la părintele ăla, da? Că și el are nevoie de. Și atunci este în armonie. Nu mă duc în altă parte ca să ascund ceva, ci fie că nu mai pot crește acolo, fie că părintele nu mă mai primește, Dumnezeu are tot felul de tehnici să ne îndrume pe cale. Eu, de exemplu, fiind un om harnic și statornic, așa, nu puteam să plec dintr-un loc în altul dacă nu mă dădeau afară. Aveam o loialitate de aia proastă de țăran să stau aici. Și atunci Dumnezeu zicea, dați-o pe asta afară, că am o treabă cu ea în altă parte. Știți? Și când un duhovnic nu te mai primește, înseamnă că Dumnezeu vede că nu te muți, te mută el. Deci să fim cu discernământ, cu... și să nu fie cu păcat. Și se pleacă de la un duhovnic la altul prin binecuvântare. E greu, ne așteptăși de la un duhovnic care nu împărtășește decât de 4 ori pe an sau o dată pe an. Îl iubești, ai învățat atât de multe de la el, dar nu ține loc de Dumnezeu, nu poți să-i mănânci urechile sau barba ca să te hrănești cu viața cea necreată. Și atunci, părinte, binecuvântează, mă duc, am auzit că e un popă darnic în voluntari. Mă duc acolo, da? Și părintele zice, bine, taică, eu să știi că nu răspund, nu fac asta. Dar dă bucurie binecuvântare. Dar să n-ascund, să nu spui, știi ce, părinte, eu consider că nu ești un părinte bun dacă mă împărtășești așa de rar. Că sunt părinți foarte buni care dau Sfânta Împărtășanie rar, pentru că nu bagă mâncarea pe gât. Când am ajuns eu să mă împărtășesc des, mă tot respingeau părinții care erau în jurul meu și m-au trimis la un mare duhovnic, părintele la Clococior. Și să-mi spune ce să fac. Și a zis, ce să faci? Uite de ce face Dumnezeu. Deci vine, iese în fața Sfintelor și zice, cu frică și cu tremur apropiile, nu vrei? Eu n-am rău cu potirul după tine. Ha? Deci aceasta este. Și atunci zic, Doamne, ajută-mă să ajung la Sfântul Potir, învață-mă cum. Și eu mă rog și Dumnezeu schimbă inima duhovnicului. Păi zice duhovnicul, pentru păcatele pe care le-ai făcut, deci să zicem că 7 ani pentru un păcat, 12 pentru unul, 20 pentru unul, dacă le aduni 114 ani, te aranjă și nu te împărtășești. Aștept să treacă, te reîncarnezi ca să te împărtășești, că vine momentul. Doamne, iartă-mă de exagerare. Dar zice și cea mai mare pedepsă, 7 ani. Tu te duci acasă, te-a pus să faci ce te-a învățat și după 7 zile te duci. Părinte, mai stă mult că au trecut 7 zile. Fata mea, dar ți-am zis 7 ani. Iertați-mă. Părinte, au trecut 7 săptămâni, mai stau, dar chiar. Ia să ne mai spovedim și să și. Dar dacă tu aștepți cu râvnă și cu dor și te rogi la Dumnezeu, dar părintele nu este tolomat din ăla, bagi visa și activează pedeapsa, ci este organ viu al Duhului Sfânt, care te iubește și viu. Și el a dat pentru vindecarea ta. Dar dacă tu zici, cât 7 ani, vă să zic că pe 7 octombrie 2014 vin să mă împărtășesc. S-ar putea să-ți mai dea 7. De ce există fericire și un păcat? Cei înșelați de părere, de ce sunt fericiți când cred că văd în cer și de fapt sunt amăgiți de diavol? Cum facem să știm să alegem fericirea lui Hristos și nu a amăgirilor? Dacă fericirea durează după ce ai făcut păcatul, nu pleca, stai acolo. Dar dacă după ce ai făcut păcatul, vine nefericirea, că de fapt nu e fericire, e plăcere, care se stinge odată cu păcatul. Și omul are tehnici de a nega neplăcerea și nefericirea, nu? Care apare după. Ia gândiți-vă dumneavoastră la păcatul iubirii fără teana economiei. Dar ce-i păcat, maică? Că iubesc și eu le iubesc pe toate, sărași, sunt atâtea care n-au prieteni. Și eu trec așa pe la fiecare, n-am multe, dar oricum cât să... Așa. Și bă, mă, și în Biblie a fost Solomon. Știți câte neveste a avut? Nu știu, că am uitat. O cifră incredibilă. Și adică, eu de ce? Când am decât vreo 7. Nu știu multe, ce aveți cu mine, nu? Și nici nu toată odată, că sunt un băiat cumpătat și... Ce aveți cu mine? Noi ne simțim bine. Când, mamă? Cum când? Când mă simțim? În seara aia. Dar după aia cum te simți? Păi eu nu mă mai gândesc. Și aia ce face? Ea mă așteaptă. Și se simte bine? Nu știu. Da?
Deci aceste consecințe, aceste urmări ale fericirii, satisfacției pe care o simțim prin păcat, deci aceasta e arvuna. Deci plata păcatului este moartea, dar arvuna este plăcerea. Asta este, cum se zice, chenzina. La noi era salariul împărțit în două. Jumătate la chenzină și, pe urmă, diferența la lichidare, dacă mai aveai cei, dacă nu aveai rate. Ori cu dracu, deci îți dă la chenzină toată plăcerea și când te duci la lichidare, nu numai când nu ți-a mai rămas să dea nimic, dar îți mai ia și ce ai avut, îți mai ia și viața pe care ai avut-o. O cunoști după gust, maică. Gustul fericirii din păcat este dezgust. Iar gustul virtuții și al lui Dumnezeu este bun. Gustați și vedeți că bun este Dumnezeu. Mai avem 5 minute. Cum putem să-i aprindem veioza celuilalt? Din câte am înțeles, una dintre datoriile creștinului este să-i încreștineze pe alții prin vorba sau fapte. Nu ne pricepem, dar oare nu suntem datori să încercăm să luăm o atitudine? Fiind pasivi, nu am fi excesiv desmeriți? Da, uite, măi, să faci o rugăciune, mă, să schimbăm rugăciunea Sfântului Istaxiru. Da, ați văzut că e greșită rugăciunea, Doamne, rugăciunește-mă să văd păcatul și să mă sfântesc pe fratele meu, da? Sau alți părinți care spun, mai fericit cel care își vede păcatul decât cel care înviază morți. Eu zic, măi, că de treabă înviază mă tale și vezi de treabă, nu te băga peste ceilalți, pentru că nu așa se face, ci să-i faci poftă. Zice, ce uite la asta, două copile la școală. Și ce uite la asta, mi-e frică de teză. Și zice, dar ce, de ce nu ți-e frică? Păi și eu mă rog. Opa, și cum zici? Zic așa, ia să zici, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Și să știi că ajută, dacă ai învățat. Dacă nu... Deci, avem nevoie să înțelegem că nu putem să-i facem celuilalt decât poftă, și să fim un exemplu. Gândiți-vă dumneavoastră ce iubită sunteți de Dumnezeu și ce noroc aveți că m-ați cunoscut. Și stai, că n-am terminat. Și dacă vreți să zice, mă, dar cine e asta? Ia să-l văd. Și du-du-du ei de acolo, informații de acolo. Și auleu. Și zici, măi, dacă cu ea a făcut Dumnezeu așa o minune, că ea uite se bucură, ce-ar fi să îndrăznesc și eu? Deci înțelegeți, nu eu sunt modelul pe care tu trebuie să-l urmezi. Ci ce-am obținut eu, lipindu-mă de Dumnezeu, să râvnești și tu, să dorești și tu. Și vei avea ce trebuie ție, nu ce-mi trebuie mie. Și să știți că Dumnezeu ne dă și de ce vrea El. Păi nu am început să mă doară picioarele la un moment dat și eu știu că mi-ascultă rugăciune, în urmă și sperie cum le ascult. Am zis, Doamne, vindecă-mă. În săptămână am primit 3 bastoane. Cum se îndeșteaptă, de când era mică, am zis, am înțeles, vă da pe ăsta. Și folosesc pe ăsta, că e mai subțire, așa e de la Muntele Atos, da? Și n-are cap de aur, că am primit și cu căpățână de aurit, așa. Deci, să-i lăsăm și lui loc mai, că el ne iubește. Măi, mamă, ce să facem? Să facem o rugăciune, să mergem acasă, că e noapte și sunt multe întrebări. Și asta e seria întâia, după 10 ani mai venim, mai vorbim, mai crește și dumneavoastră între timp, dar să nu uitați să mă pomeniți. Când o să auzi că am murit, să mă pomeniți și pe mine la Sfânta Liturghie și la partea asta. Să rămân. Mulțumim pentru invitație și pentru gândurile pe care mi-ați împărtășit, pentru răspunsurile la întrebări. Mulțumim și dumneavoastră pentru participare. Aveam pregătit să vă citesc o poezie a lui Marius Ionuchea, nu vă mai citesc acum, dar să căutați cartea. Este, dacă vreți să vedeți cum lucrează Dumnezeu și ce gust are, citiți cartea lui Marius Ionuchea. Mulțumesc! Care vreți să vă mulțumesc? Mulțumesc! 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 Mulțumesc!